Da. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, unul dintre lucrurile care deosebește omul de animal este și acela că omul caută mereu să-și perfecționeze obiectele, dar și uneltele cu care operează, ba mai mult să le înfrumusețeze. Astfel, de la sapă și hârleț, a ajuns la excavatoare de mare capacitate, de la porumbei mesageri la drone, de la cal și căruță la mașini de lux ultra-performante, de la abac la computere cuantice. În arealul spiritual observăm similar o tendință de a dezvolta, de a extinde. Astfel, de la rugăciunea Tatăl nostru, s-a ajuns la mulțimea de rugăciuni din tezaurul duhovnicesc al Ortodoxiei pe care îl deținem astăzi. Doar că dacă în știință putem vorbi de îmbunătățire, de optimizare algoritmilor, a tehnologiilor, nu același lucru putem afirma despre, în ghilimele, algoritmii și tehnologiile duhovnicești, despre riturile, despre lucrările bisericii. Și aici mă refer în primul rând la Sfânta Liturghie. Miezul acesteia este cina cea de taină din foișorul gătit pe Sion. Acolo pâinea și vinul Domnul Hristos le-a arătat a fi trupul și sângele său și le-a dat spre împărtășire celor ce au crezut. Aceasta este în esență, in nuce, embrionar Sfânta Liturghie. Iisus i-a trimis pe ucenici să pregătească cele necesare, apoi a venit și a oficiat. De atunci și până astăzi lucrurile au rămas fundamental aceleași. Partea de pregătire a darurilor de pâine și vin, dobândind un nume de sorginte grecească, proscomidia, însemnând aducere, punere înainte sau afierosire. Anume, darurile de pâine, prescurile și vin aduse de credincioși sunt selectate, puse pe un disc, respectiv într-un potir, apoi tămâiate, asupra lor rostindu-se de către preot o rugăciune de binecuvântare, de afierosire, numită rugăciunea punerii înainte. În acest timp, diaconii citeau cu glas tare pomelnicele cu numele credincioșilor care au adus și pentru care s-au adus darurile. Tocmai datorită acestei destinații pe care au primit-o și rugăciunii rostite asupra lor, darurile vor fi numite la Sfânta Liturghie cinstitele daruri, în ectenia de după aducerea lor pe Sfânta Masă, pentru cinstitele daruri care sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. În vechime, aducerea darurilor pentru Sfânta Jertfă constituia un drept și o obligație a fiecărui creștin. Numărul prescurilor întrebuințate la proscomidie era în funcție de mulțimea credincioșilor care se împărtășeau. La aceasta se mai adăuga și faptul că în acea vreme toți credincioșii mireni se împărtășeau ca și clericii, primind fiecare câte o părticică din Sfânta Împărtășanie în mâini, din trupul Domnului. Cu timpul însă, numărul credincioșilor de împărtășit s-a redus, încât la proscomidie s-a ajuns să se folosească o singură pâine, care treptat s-a micșorat și s-a modificat până la forma de prescură de astăzi, fie rotundă, fie stea cu 3, 4 sau 5 colțuri. Ulterior s-a folosit numai partea din mijlocul prescurii, delimitată grafic prin imprimarea pecetei și denumită simbolic agneț, în greacă amnos, mielul de jertfă. Aceasta cu atât mai mult cu cât în condițiile introducerii împărtășanii credincioșilor cu lingurița era suficientă doar o parte din prescură și nu una întreagă cum era până atunci, pentru că în linguriță primești mult mai puțin decât primeai în mână. Potrivit comentariului liturgic al Patriarhului German I al Constantinopolului, în secolul VIII, proscomidia consta din următoarele acte. Preotul sau diaconul tăia agnețul fără să spună ceva, adică partea din mijloc a prescurii care îl reprezintă pe Hristos, îl punea pe disc, turna apă și vin în potir, iar preotul rostea rugăciunea punere înainte peste ele, învelea și tămâia. Ne amintim că la cina cea de taină, Iisus, luând pâine și binecuvântând, afrânt și dând ucenicilor, a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu, și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Omul fiind o ființă reflexivă, o ființă în căutarea sensului vieții, a sensului suferinței, o ființă, cum a fost denumită, condamnată la sens, nu putea să nu mediteze asupra sensului de jertfă răscumpărătoare a Sfintei Liturghii. Astfel, începând cu secolul al IX-lea, tăierea agnețului este însoțită de cuvintele profetice ale prorocului Isaia cu privire la jertfa lui Hristos.
Astfel, tăind în partea stângă a peceții, preotul rostește ca un miel pe junghiere s-a dus. Sfântul Ioan Botezătorul va exclama: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Apoi, tăind în partea dreaptă a peceții, rostește ca oaie fără de glas înaintea celor ce o tunde, așa nu și-a deschis gura, precum și Hristos în fața lui Pilat. Tăind în partea de sus a peceții, într-o zmerenie a lui, judecata lui s-a ridicat. Și tăind în partea de jos a peceții, iar neamul lui cine îl va putea spune? Pentru că el, de fapt, era Dumnezeu omul, era din veșnicie. Cine ar putea să îi spună arborele genealogic? Apoi, înfigând copia în prescură și tăind deoparte coaja din partea de jos, ridică Sfântul Agnes zicând că s-a luat de pe pământ viața lui. Acum avem Agnesul scos din prescură. Preotul pune Sfântul Agnes cu pecetea în jos, pe Sfântul Disc și îl taie în semnul crucii, având grijă să nu străpungă pecetea și zicând: se junghe mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, pentru viața și pentru mântuirea lumii. După aceea întoarce Sfântul Agneț, astfel încât pecetea să fie în sus, și împunge cu cuțitul respectiv, cu copia, Sfântul Agneț, în partea cu semnul IS, zicând: și unul dintre ostași cu sulița coasta lui a împuns. Apoi ia în mâna dreaptă vasul cu vin și în stânga vasul cu apă și toarnă în Sfântul Potir, deodată vinul și apa rostind, și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și adevărată este mărturia lui. Dacă la început tăierea prescurii se făcea cu un cuțit obișnuit, tocmai datorită sensului de jertfă răscumpărătoare, acesta va lua forma suliței cu care ostașul roman va împunge coasta lui Iisus pe cruce. De fapt, chiar când începe proscomidia, preotul ia întâia prescură, din care va scoate agnețul, și copia cu amândouă mâinile, le ridică până în dreptul frunții și rostește cuvintele: răscumpăratul ne-ai pe noi din blestemul legii, cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstignit și cu sulița împuns, nemurirea izvorit oamenilor, mântuitorul nostru, slavă ție. Dacă la început diaconii au avut un rol important în pregătirea darurilor, având dreptul chiar să taie Sfântul Agneț și să toarne vinul și apa în potir, rugăciunea de afierosire de la final fiind însă rostită doar de preot sau episcop, accentuarea acestui caracter de jertfă al proscomidiei a făcut ca diaconul să apară tot mai nepotrivit pentru săvârșirea acesteia, deoarece dreptul de a jertfi îl are numai preotul. Ca urmare, rolul diaconului se reduce treptat până la interzicerea completă a dreptului de a proscomidia. În secolul al IX-lea apare și mai apoi ia o mare dezvoltare ritualul scoaterii miridelor, adică a părticelelor din prescurile aduse de credincioși. Alții avansează date mai timpurii sau mai târziu, dar acesta e neesențială pentru tema noastră. În biserica primară, participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie, la Sfânta Jertfă, consta în împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, cum am spus. În condițiile în care împărtășania a devenit o mai rară, s-a simțit nevoia unei participări mai intime la Sfânta Jertfă. Astfel explică unii liturgiști practica scoaterii miridelor pentru credincioși ca o substituire a împărtășaniei. Venind la slujbă, aceștia aduceau câte o prescură pentru fiecare nume de pomenit, din care se scotea o miridă, cu timpul îngăduindu-se să fie adus o prescură pentru 3 nume, iar mai apoi pentru mai multe nume. Din secolul al XI-lea avem primele mențiuni despre scoaterea miridelor în cinstea Maicii Domnului și a Sfinților, ba chiar și a Sfinților Îngeri, ca expresia simbolismului eclezial al proscomidiei, adică pe Sfântul Disc avem reprezentată întreaga biserică. Ritualul scoaterii miridelor se va dezvolta foarte mult în secolele următoare, ajungându-se la diferențe importante de la o regiune la alta. Astfel că în secolul al XIV-lea, pentru a uniformiza acest ritual, Patriarhul Filotei de Constantinopol redactează o diataxă, o rânduială liturgică, rânduială ce va fi tradusă în același secol în slavă și răspândită la bulgari, sârbi, români și ruși, în care el sistematizează și fixează o rânduială de proscomidie. În concluzie, proscomidia se realizează din necesitatea practică a pregătirii darurilor pentru Sfânta Jertfă, iar adăugarea miridelor pentru credincioși semnifică unirea jertfelor individuale ale acestora, concretizată în darurile de pâine și vin pe care le-au adus, în jertfa bisericii și recunoașterea acestei jertfe ca fiind împărtășire din jertfa lui Hristos.
Unii credincioși, dar și unii clerici, au ajuns la o înțelegere magică a pomenirii la proscomidie ca un mijloc dintre acesta fermecat de rezolvarea problemelor curente, această înțelegere magică reprezentându-se o denaturare grosolană. Miridele exprimă participarea noastră la jertfa lui Hristos și intrarea în comuniune cu toți ceilalți de acolo de pe disc, cu Maica Domnului, cu Sfinții, cu Îngerii, cu toată biserica. Bucățica de pâine scoasă pentru fiecare îl distinge de ceilalți și în același timp îl apropie de Hristos și de ceilalți. Miridele se scot spre pomenirea de către Dumnezeu a fiecăruia, căci a fi pomenit de către Dumnezeu înseamnă în cele din urmă nemurire și viață veșnică. De reținut că pomenirile nominale a celor ce aduc prescuri și pomelnice se fac în taină, la proscomidie, simultan cu scoaterea de miride pentru ei. Este regretabil faptul că s-a ajuns în timp, sub presiunea credincioșilor necatehizați, la mutarea acestor pomeniri nominale de la proscomidie în cadrul unei ectenii speciale din Sfânta Liturghie, în general după citirea Evangheliei, ectenia întreită. Acest din urmă act, pe lângă faptul că întrerupe în mod deranjant desfășurarea Sfintei Liturghii și o prelungește nejustificat, afectează sensul proscomidiei de adunarea tuturor în biserică, jurul mielului jertfit, de includerea jertfei noastre în jertfa lui și de împărtășirea noastră din jertfa lui unică și atot cuprinzătoare adusă Tatălui. Am avut nevoie de acest pe cât am putut de succint material de până acum, pentru a pune și răspunde la întrebarea. Este această dezvoltare a ritualului proscomidiei prin apariția și punerea pe Sfântul Disc a miridelor? Este ea o dezvoltare organică, firească sau una nefirească, artificială, anorganică? Pentru că există voci, unele care s-au făcut auzite chiar și la simpozioane teologice ortodoxe, care cer revenirea la simplitatea proscomidiei originare, unii argumentând că în agnețul de pe Sfântul Disc sunt încorporați toți membrii bisericii, acela fiind trupul lui Hristos, deoarece agnețul reprezintă tocmai trupul lui Hristos, biserica. Și astfel miridele ar fi ceva în plus forțat, o adăugire nu numai inutilă, ci și contrazicând argumentul enunțat. Nu vom răspunde la această întrebare cu argumente teologice teoretice, ci cu întâmplări din istoria bisericii, din viețile sfinților. Însă înainte de a trece la acestea, să mai stăruim câteva momente asupra ceea ce se întâmplă la proscomidie, nu în planul vizibil, ci în planul nevăzut duhovnicesc. În al preasfințitul Nectarie, mitropolitul Argolidei, explică: la slujba proscomidiei, preotul ia prescura și scoate o bucată pătrată din mijloc pe care scrie Iisus Hristos Nica, Iisus Hristos biruiește, și care se numește agneț. Acesta, la Sfânta Liturghie, într-o exprimare scolastică, se va preface în trupul lui Hristos, iar într-o exprimare non-scolastică, în acest agneț se va întrupa de plin Hristos, în mod real. În timp ce preotul scoate agnețul din prescură cu copia, el rosește aceste stihuri care deja le-am pomenit din cartea prorocului Isaia, care vorbesc despre Hristos ca miel de jertfă, iar apoi împunge agnețul cu copia, precum ostașul pe Golgota, după răstignire, a împuns coasta Domnului, din care a curs sânge și apă, după care toarnă în Sfântul Potir vin și apă. Aceste momente sunt cutremurătoare. Oamenii duhovnicești, care aveau ochii lăuntrici deschiși, vedeau acum lucruri într-adevăr cutremurătoare, deoarece această slujbă lăsată nouă de Domnul prin apostol nu e o simplă lucrare omenească, ci una teandrică, divino-umană. În al preasfințitul Nectarie prezintă două exemple. Primul, spune el, pe sfântul nostru cuviosul Teodosie, probabil un sfânt local din eparhia sa, care a fost un monah nevoitor. El nu a vrut să fie hirotonit preot din teamă și evlavie față de marea taină a Sfintei Liturghii. În cele din urmă a cedat insistențelor și sfântul Petru, episcop de Argos, l-a hirotonit preot. Cuviosul Teodosie a liturghisit o singură dată în viață. Și aceasta pentru că atunci când a făcut prima proscomidie, a scos agnețul și a luat copia ca să împungă partea dreaptă agnețului. Atunci i s-au deschis ochii lăuntrici și l-a văzut pe Hristos răstignit pe Golgota și pe el însuși împungând cu sulița, ca acel ostaș roman, coasta lui Hristos. Atunci toată ființa lui a fost zguduită, ochii săi vărsau lacrimi, nu mai putea să continue, dar nici nu mai putea să dea înapoi. Trecuse deja multă vreme. După multă încordare și durere, a împuns coasta lui Hristos și a continuat cu lacrimi fierbinți dumnezeiască liturghie.
După terminarea ei, a renunțat la preoție și nu a mai liturghisit niciodată. Se pare că același lucru s-a întâmplat și cu Sfântul Sava cel Sfințit, care a întemeiat celebra lavră de la sud de Betleem, cu cuviosul Ieronim din Eghina, dar și cu alți oameni duhovnicești. O experiență asemănătoare a avut și Sfântul Paisia Ghioritu. Când era copil și ajuta la altar, l-a văzut pe preot făcând proscomidia. Și în acel moment a văzut Agnețu, adică pe Hristos, zbătându-se și a auzit ca un behăit de miel care se zbate înainte de a fi înjunghiat. Acesta este motivul pentru care nu accepta niciodată să devină preot și a rămas simplu monah. Un alt text atribuie această experiență perioadei când Părintele Paisie era monah la mănăstirea Filoteu din Muntele Athos. Dacă nu cumva au fost două astfel de experiențe, dar iată ce destoine chiar marele bătrân. Câteodată Dumnezeu economisește să înțelegem și să trăim și noi Sfintele Taine. Adică Dumnezeu cu toate ia vălul de pe ochii noștri și vedem într-adevăr, pentru că vedeți, toate Sfintele Taine ale Bisericii sunt lucrări teandrice, divino-umane, nu sunt doar un ceremonial făcut de om. Deci, spune Părinte Paisie, câteodată Dumnezeu economisește să înțelegem și să trăim și noi Sfintele Taine. Atunci când eram paraclisier la mănăstirea Filoteu, mi s-a întâmplat următorul lucru. Odată pe când preotul făcea proscomidia, în vreme ce spunea ca un miel la junghiere s-a adus, am auzit gemete de miel pe Sfântul Disc. Iar când a rostit se junghie mielul lui Dumnezeu, am auzit zbierăt de la Sfânta Proscomidie. Probabil precum cel din ceasul când Iisus și-a dat Duhul pe cruce, așa cum citim în Evanghelia după Matei, iar Iisus, strigând cu glas mare, și-a dat Duhul. Sfântul Paisie concluzionează, a fost înfricoșător. O mărturie a lui Anarghiros Kaliatsos despre Sfântul Porfirie Kavsou Kalivitu se aliniază cu cele de mai sus. Am văzut cu câtă evlavie și frică de Dumnezeu pregătea taina Sfintei Euharistii în timpul proscomidiei. Mai ales acest ultim lucru mă emoționa foarte tare, fiindcă Părintele Porfirie trăia cu adevărat toată această taină. Fiindcă credea că în acea clipă, atunci la începutul proscomidiei, ține în mâini însuși trupul lui Hristos. De aceea, de fiecare dată când îl tăia, îl durea sufletul, căci era mai mult decât încredințat că în clipa aceea tăia chiar trupul lui Iisus. Experiența asemănătoare a avut și cuviosul Efrem Catunachiotu, care destăinuie mitropolitului Nectarie al Argolidei. Preotul este măcelar, înjunghie și jerfește pe Hristos. De aceea, toată ziua să o rogi pe Maica Domnului pe care o ai aproape. Maica mea, învrednicește-mă să văd ce jerfesc, ce slujire mi-a dat Dumnezeu, să o simt și o să-ți dea Maica Domnului. Însă, vedeți, Sfântul Efrem Catunachiotu, la fiecare sfântă liturghie a văzut ce se întâmplă acolo. 50 de ani cât a slujit liturghia, el în fiecare zi a văzut taina aceasta. Însă, vedeți, dacă noi ceilalți, amărâți, neputincioși, am vedea ce se întâmplă. Noi atunci, cum credeți că am procedat? Am lăsat și noi baltă totuși, am fugit din altar. De aceea, Maica Domnului, e bine că nu ne învrencește și pe noi să vedem ce jerfim, pentru că atunci nimeni nu s-ar mai face preot. Pe aceeași linie cu cele de mai sus, vedeți tocmai și de aceea, dacă preotul slujește cu nevrenicie, el se duce în fundul iadului. Știți, de aceea se spune că fundul iadului e ocupat de episcopi și preoți care nu și-au făcut datoria. Măcar credincioșii se mai mângâie cu acest gând că, uite, nu sunt chiar în fundul iadului, că sunt preoții și episcopii sunt mine. Pe aceeași linie cu cele de mai sus vine și o întâmplare petrecută într-o tabără turcească prin anul 1700. Acolo se afla și un preot care, după chinuiri și suferințe, s-a lepădat de preoție și a devenit musulman. Într-o zi, ostașii turci, pentru a se distra, l-au luat cu forța, l-au dus într-un loc și au poruncit: arată-ne cum făceai când erai preot gheaur. El a cerut vin și prescură. Vin a fost ușor să găsească, prescură însă de unde? În cele din urmă au silit pe o bătrână să le coacă prescura și au adus-o. Între timp, turcii au intrat într-o biserică, au luat de acolo discul și potirul, au luat veșminte adevărate și ei le-au adus. Fostul preot s-a apucat să facă proscomidia și la cuvintele și unul dintre ostași cu sulița am pus coasta lui și îndată a curs sânge și apă, a luat copia și a ridicat-o pentru a împunge agnețul, iar apoi urma să toarne vinul și apa în potir. Toți turcii au văzut deasupra Sfântului Potir un prunc, iar pe fostul preot ținând o sabie.
gata să-l străpungă. Atunci ostașii au strigat într-un glas, i-a cuprins groaza și au căzut la pământ. Atunci fostul preot a oprit proscomidia. Când i-au spus ce s-a întâmplat, el s-a iluminat și imediat l-a mărturisit pe Hristos și a fost mucenicit de către aceștia. Așadar, știind ce lucrare îi stă în față, cel care slujește Sfânta Liturghie are nevoie nu doar de pregătire exterioară, formală, ci și de pregătire lăuntrică, autentică. Cuviosul Paisia Ghioritu arăta că este neapărată nevoie de această din urmă pregătire. El relatează că odată la peștera Sfântului Atanasie din Athos, viețuia în apropiere un stares cu doi ucenici. Unul era ieromonah, celălalt erodiacon. Într-o zi au fost trimiși la o bisericuță să slujească. Preotul însă invidia mult pe diacon, deoarece diaconul era mai inteligent și îndemânatic la toate. Dar nici diaconul nu ajuta situația cu felul său mândru și egoist de a fi probabil provocal, întărâta și mai tare. Preotul s-a pregătit la exterior și a citit rugăciune de împărtășanie și a făcut canoanele necesare. Din păcate, însă, n-a făcut lucrul cel mai important, și anume pregătirea lăuntrică, adică să se spovedească cu smerenie ca să alunge din inima sa invidia, care nu dispare prin schimbarea veșmintelor și spălarea capului. Astfel, doar cu această pregătire exterioară a mers la înfricoșătorul jefelnic să liturghisească. Însă, de îndată ce a început să proscomidească, ce s-a întâmplat? S-a auzit un vuiet mare și a văzut cum pleacă sfântul disc de la proscomidie și dispare. Și astfel n-au mai putut liturghisi. Iar Sfântul Paisie concluzionează, dacă nu i-ar fi împiedicat bunul Dumnezeu în felul acesta și preotul ar fi liturghisit în această stare duhovnicească în care se afla, gândul îmi spune că ar fi pățit un mare rău. Cele de mai sus îl îndreptățesc pe părintele Nicolae Ioan al Oman să afirme că prezența lui Hristos în Sfânta Liturghie are loc încă de la început de la proscomidie. E foarte importantă această idee. Mai ales pentru preot, dar și pentru credincioși. Foarte important. Prezența lui Hristos în Sfânta Liturghie are loc încă de la început de la proscomidie. Unii, precum Christos Ianaras, au numit această prezență pro-prezență, adică un fel de înainte prezența lui Hristos acolo. Ultimul autor citat mai notează că proscomidia are ca temei faptul întrupării și răstignirii lui Hristos. Dacă simpla rugăciune către Hristos ne pune în legătură cu El, cu atât mai mult rânduiala proscomidiei. Dacă și icoana lui Hristos este o prezență lucrătoare a sa, în proscomidie, numită și ea chip și icoana lui Hristos, este o mai evidentă prezență a lui Hristos. De aceea la Vohodul Mare, vedeți, îmi amintesc când eram student la teologie, în vremea aceea la Vohodul Mare, oamenii îngenuncheau, deci când preotul ieșea pe ușa de mezi noapte cu discul și potirul pentru a trecând prin biserică să le aducă pe Sfânta Masă, îmi amintesc că oamenii îngenuncheau pentru ca preotul să treacă printre ei și să-i atingă pe capete cu sfintele vase. Datorită ce? Datorită acestei proprezențe a lui Hristos, acestei prezențe reale a lui Hristos în sfintele vase, pe sfintele vase, acolo în Sfântul Disc, în Sfântul Potir și pe Sfântul Disc. Datorită acestei proprezențe a lui Hristos în cinstitele daruri, iar pentru această evlavie unii se vindecau prin această atingere pe cap de boli sau din alții erau alungate duhurile necurate în acel moment. Această proprezență a lui Hristos în cinstitele daruri poate fi descrisă potrivit de celebra expresie isihastă, deja, dar nu încă. Adică Hristos e prezent deja, acolo, în cinstitele daruri, dar nu e încă în mod deplin, cum e după anaforaua. Tocmai de aceea, când oficind proscomidia, preotul constată că agnețul scos din prescură nu e potrivit, deoarece prescura a avut mari goluri pe dinăuntru sau nu a fost bine coaptă. El îl pune deoparte și îl consumă imediat după ce consumă Sfântul Potir, pentru că în el e acea pro-prezența lui Hristos. Deci în liturghier există acolo rânduială care spune aceasta, n-ai voie să-l tai ca anafură. Tu ca preot care ai jerfit, trebuie să-l mănânci după ce ai terminat Sfânta Liturghie. Sfântul Serafin de Sarov a sfătuit astfel pe o femeie. Cât despre binefăcătorii tăi, dacă ai cumva o copeică, dă-o fără teamă la biserică pentru a fi pomeniți la proscomidie. Acest cuvânt e extrem de important. El vrea să spună că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru ceilalți, binefăcător sau nu, este să îi dai să fie pomeniți la proscomidie, chiar dacă îți vei da ultimul bănuț. Așa cum o să vedem pe parcursul expunerii, dintre toate pomenirile bisericești, cea mai importantă este scoaterea părticelor din prescură la proscomidie.
Părintele Sava Duhovnicu, un cuvios ascet aghiorit, care a trecut la Domnul în anul 1908, căruia atunci când liturghisea, fața îi se lumina ca unui înger, el la proscomidie pomenea mulțimi nenumărate de oameni. Folosea un disc foarte mare și vreme de 2-3 ceasuri scotea miride și pomenea fără încetare. Cuvioase duhovnic, te ostenești mult cu atâtea nume, îi spunea din iubire unii confrați. Nu mă ostenez, răspundea el, dimpotrivă simt mare bucurie. Cei pomeniți au mare folos, iar folosul lor este bucuria mea. Pe când era tânăr, părintele Sava a avut o descoperire prin care Dumnezeu i-a arătat marele folos pe care l-au sufletele atunci când se face pomenirea lor. El a scris-o cu puțin înainte de adormirea lui, ca răspuns dat celor care îl întrebau din ce motiv pomenește în fiecare zi atâtea nume. În anul 1843, notează el, mi s-au dat multe nume să fac pentru ele 40 de liturghii. În ziua în care urma să săvârșesc ultima liturghie, așteptându-l pe părintele meu, cu care să slujească, pentru că era undeva într-o chilie îndepărtată de mănăstirea Grigoriu, așteptându-l deci pe părintele meu să vină să slujim, am adormit. Știți, starea dintre vis și starea diurnă. În general, stările acelea sunt aceștia răpiți în vedenie. Deci spune, așteptând eu deci pe părintele meu să începem liturghia, am adormit sprijinindu-mă de analog și am avut următorul vis revelator. Purtând veșmântul preoțesc, stăteam în fața Sfintei Mese, pe care se afla Sfântul Potir, plin cu sângele lui Hristos. Am văzut atunci un înger al Domnului în chip de preot, luând hârtia cu numele de la proscomidiar, unde îi pomenise, unde pusese părticelele, și apropiindu-se de Sfânta Masă. Acolo, punând hârtia pe Sfântul Disc, a înmuiat lingurița în sângele lui Hristos și a șters un nume. Apoi iarăși a înmuiat lingurița în potir și a șters al doilea nume. Până când s-au terminat toate numele și hârtia a devenit curată. Această vedenie este pricina pentru care pomenesc numele tuturor. Mai aproape de zilele noastre, o mare importanță acorda Sfântul Ioan Maximovici, mitropolit de Shanghai și San Francisco, trecut la Domnul în 1966, pregătirii darurilor la proscomidie. Un credincios își amintește că ierarhul avea un caiet mare pe care îl purta întotdeauna cu el, în care notase numele tuturor celor pe care Dumnezeu i-a scos în drumul său și pe care îi pomenea în fiecare zi la proscomidie. Părintele Adrian Corporal, un cunoscut al Sfântului, mărturisește că discul părintelui Ioan Maximovici era plin de miride. Din buzunare, Sfântul Ioan scotea bucăți de hârtie cu nume, cărora le adăuga altele în fiecare zi din scrisorile pe care le primea din toate colțurile lumii, mai ales ale celor bolnavi. Înainte de Marea Intrare, adică de aducerea darurilor de la proscomidiar pe Sfânta Masă, pomenea numele pe care le primea între timp, chiar dacă corul trebuia să repete uneori și de 3 ori imnul heruvic. Părintele Cedomir Ostoici, un alt cunoscut al său, povestește că acesta, în perioada în care era preot în Paris, pomenea în plus, numele tuturor morților de la rubrica necrologică a ziarului Gândirea Rusă, care apărea în capitala Franței. Câtă iubire avea acest om pentru suflete total necunoscute lui. Mai mulți credincioși, care au avut ocazia să intre în altar când ierarhul săvârșea proscomidia, mărturisesc concentrarea impresionantă a acestea în acel moment. Printr-o pastorală, arhiepiscopul le-a reamintit credincioșilor că nu puteau pomeni la Sfânta Liturghie decât pe cei care sunt ortodoxi. Asupra acestui subiect o să revin spre finalul expunerii. Despre el, ca și despre un alt sfânt contemporan lui, cuviosul Iacob Salichis, se păstrează mărturii că atât de intensă le era concentrarea la pomenirea numelui la proscomidie că se ridicau la o palmă deasupra pământului. Acestea nefiind singurele cazuri de acest fel de care am dat în timp ce am făcut această cercetare. Dar ca să nu lungesc expunerea, mă rezum la ele. Puterea pomenirii de la proscomidie se vede din următorul exemplu. Un credincios cu inițialele M.M. povestește următoarele. Înainte de a muri tatăl meu, l-am rugat ca pentru rugăciunile părintului Lavrente de Cernigov, un sfânt din secolul 20, să mi se arate în vis din lumea de dincolo, lucru pe care el mi l-a promis. L-am văzut în vis, deci după moartea lui, și mi-a spus, îți mulțumesc pentru pâinișoare, nimic nu mai trebuie, dar fără pâinișoare aș muri. M-am dus la părintele Lavrentie și i-am povestit visul.
El mi-a explicat că pâinișoarele sunt prescurile care se dau la proscomidie și din care se scot miridele pentru vii și pentru morți. Cu ele se spală păcatele oamenilor. După 40 de zile, din nou l-am văzut pe tata în vis și l-am întrebat, unde este locul tău, unde ai fost așezat? El mi-a răspuns, nu sunt așezat nicăieri. I-am povestit părintului la vrente acest vis, iar el mi-a descoperit că tatăl meu n-a trecut toate vămile. Se întâmplă ca unii să treacă vămile în 3 zile, în 20 de zile, în 40 de zile, în 2 ani, iar alții în 40 de ani, după păcatele săvârșite, care determină reținerea la anumite vămi. Trebuie dat mult de pomană și prescuri la proscomidie. În 40 de ani trec vămile cei ce nu au pe nimeni care să se roage pentru ei și care au săvârșit păcate grele, explică Sfântul Avrentie. Când era cineva hirotonit preot, cuviosul Avrentie de Cernigov plângea cu lacrimi, deoarece arăta el, mulți dintre preoți vor pieri, adică vor merge în iad, din cauza nepăsării lor și a vieții duhovnicești neglijente. Nu se vor gândi nici la mântuirea lor, dar cu atât mai puțin la mântuirea altora. Aici se referă la faptul că nu iau pomenicile și nu le pomenesc la proscomidie. Părintele repeta adesea, îmi este milă de preoții neexperimentați, pentru că nu le ajunge timpul să citească toate pomelnicele, adică nu se știe organiza, vin târziu la biserică și nu mai apucă până începe liturghia să citească toate pomelnicele la proscomidiar. Pomelnicele nu le citesc acești preoți, pomelnicele nu le citesc la proscomidie, iar în viața viitoare le vor purta în spate. Adică toate păcatele acelor oameni care ar fi trebuit să se șteargă acolo prin acest ritual vor merge în cârca lor. De aceea am spus că vor fi ca niște pietre de moară de gâtul lor. De aceea am spus că preoții care nu-și fac datoria se duc în fundul iadului, cel mai jos. Dacă ar avea experiență, atunci când timpul nu le mai permite, pomenicele nepomenite le-ar așeza unul peste altul și ar face cruce cu frică și ar spune... Pomenește, Doamne, pe toți cei scriși aici și necitiți din pricina neputinței firii omenești. Ei sunt neexperimentați, scot părticele, dar pomenicele lasă peste tot și pentru aceasta vor da răspuns. Adică unele pomenicele lasă împrăștiate și nu le mai pomenesc. Așa spunea părintele Avrentie și vărsa lacrimi. Desigur, această portiță de scăpare cu faptul de a pune toate pomenicele și a citi, a rosti pentru ele o rugăciune generală la proscomidie, aceasta nu scutește pe preotul slujitor de a-și achita datoria pomenirii integrale a pomenicilor în modul cel mai conștiincios, atunci când el timpul îi permite. Aceasta ar trebui să fie o excepție de la regulă, ceea ce învață Sfântul Avrentie, în situații deosebite, când chiar n-au putut pomeni toate numele, precum era cazul, de exemplu, cu Sfântul Ioan de Kronstadt, deoarece la el veneau prescuri și pomelnice din toate părțile Rusiei. La unele liturghii avea și 5.000 de prescuri, fiind nevoit să ia doar din o parte din prescuri și din bilețelele asociatelor, din pomelnice. Pe lângă acestea, mulți oameni se apropiau de el în timpul proscomidiei, cerându-i să-i pomenească pe apropiații lor, să scoată măcar o părticică pentru ei, astfel că părintele nu avea nicio clipă liberă. De aceea, în astfel de situații, făcea pomeniri generale care se cuprindă pe toți. Odată venind la biserică, s-a dus imediat spre proscomidiar, unde l-aștepta o grămadă de telegrame primite din ziua precedentă din toate părțile Rusiei. Părintele nu le putea citi pe toate, așa că a căzut în genunchi în fața jertfelnicului și a așezat mâinile peste grămadă de telegrame și a început să se roage fierbinte Domnului pentru ajutorul celor care cereau. Însă atunci când a spus că numărul de nume de pomenite copleșesc, ești dator să le pomenești nominal, unul câte unul, și să le scoți fiecăruia o părticică. Cei mai experimentați duhovnicește înțeleg că în faptul că preoții care au timp să scoată părticele și nu o fac, e și o lucrare a demonilor, care cunoscând puterea și eficacitatea pomenirilor de la proscomidie, caută să îi distragă prin fel de fel de gânduri, ba chiar prin stârnirea de patim și instincte. Sfântul Ioan de Kronstadt notează pe o filă de jurnal. Astăzi, 25 decembrie, la scoaterea miridelor din prescuri, diavolul m-a robit prin cugete trupești și prin invidie și m-a mâhnit, m-am tulburat. Numai rugăciunea sinceră, stăruitoare, adâncă m-a izbăvit de la o biruință desăvârșită din partea lui și de rușinare. Atât de mult m-a ademenit satana prin pofte pământești. Am încheiat citatul. Da, cât de mult urăsc dracii scoaterea de miride pentru vii și adormiți și se împotrivesc ei pentru că aceasta le anulează toată munca. Aceasta se vede și dintr-o relatare a unei tinere evlavioase, cum că la o liturghie a cuviosului Gheorghe Karslidis,
În timp ce el pomenea numele la Sfânta Proscomidie, fata auzea niște voci subțiri și urâte care repetau batjocoritor numele rostite de stareț, îl îngânau sardonic. A întrebat-o pe mama ei dacă a auzit și acele voci. Aceea a zis că nu. Atunci mama tinerei, la sfârșit, i-a relatat starețului întâmplarea. Starețul i-a dezvăluit că diavolii fac gălăgie și tulburare pentru a înceta pomenirea numelor și astfel să întrerupă cele 40 de liturghii pe care le începuse. Apropo de preoții care nu-și fac această datorie, după cucerirea Constantinopolului de către otomani, un ascet, pășind printre ruinele cetății, a ajuns în fața unei biserici dărâmate și a văzut o priveliște cutremurătoare, anume, o scroafă cu purcei se afla pe proscomidiar. El a început să plângă și să se tânguiască pentru pângărirea locului sfânt. Mă iertați? Deci atunci, el a început să plângă, să se tânguiască pentru pângărirea locului sfânt. În acel moment, a văzut înaintea lui pe îngerul Domnului, care a zis: Ava, de ce plângi? Știi că ceea ce ai văzut este mai plăcut lui Dumnezeu decât nevrednicia preoților care au slujit aici, la acest proscomidiar? Sfântul Nil, izvorătorul de mir, scria despre preoții veacului de acum, că ei slujesc cu pomenire de rău și la proscomidie își aduc aminte de vecinii care i-au scârbit și se mânie asupra lor și ocăresc cu gândul pe aceia care se împotrivesc lor pentru cele deșarte lucruri pământești, pentru hotare, adică pentru haturi, așa pentru ape și altele. Ei, în loc să îi pomenească, îi ocăresc, avându-și inima plină de mânie și viclenie și li se face jertfa lor ca și lui Cain încă și mai rău. Ce exemplificare mai bună și mai tristă decât Gala Galaction, în jurnalul căruia citim că pe când era preot, Liviu Rebreanu a chemat pe fiica mea, povestește el, care era actriță. I-a oferit într-o piesă un rol potrivit pentru ea, a invitat-o să-l studieze ca fiind hotărât pentru ea. Când colo, în ziua repartizării, fiica mea s-a pomenit că rolul a fost atribuit alteia, iar directorul Rebreanu a trecut pe lângă ea fără nicio explicație. M-am gândit mult că această durere mi-a fost trimisă de Dumnezeu pentru păcatele mele. Am sângerat în taină și am pomenit pe nevrednicul Liviu Rebreanu la Sfânta Proscomidie între cei ce ne urăsc pe noi. Vedeți, e dezamăgitor cum Galaction a rămas cu mentalitatea de legea talionului. Proscomidia nu e pentru răzbunare, proscomidia nu e pentru reglarea conturilor. Cum învață Sfântul Paisie Aghioritul, pomenirea trebuie făcută cu durere și cu dragoste. Tot pe plaiurile mioritice, o atitudine diferită de a părintelui Galaction, aflăm la părintele Damaschin Ștefan, de la mănăstirea Căldărușani, care se destăinuie. Mă iertați? Se destăinuie. Azi noapte s-a întâmplat ceva. Am văzut ca prin vis, sau chiar am visat, un grup de oameni care se apropia de mine. Printre ei am recunoscut pe bunica, pe tata, pe bunicul și pe mama. Aveau în mâini niște col de hârtie pe care era scris câte un nume. În spatele lor mai erau și alte persoane pe care nu le-am recunoscut și ele, la rândul lor, aveau niște coli cu ceva scris pe ele. Fără să-mi spună niciun cuvânt, mi-au dat foile respective. Nu am reușit să citesc ce era scris pentru că m-am trezit. Deși nu eram de rând la altar, dimineața am mers și am slujit, pomenindu-i pe ai mei, ca de obicei la proscomidie, dar și sufletele întristate. Nu știu dacă a fost un vis sau nu, dar eu am considerat că acesta a fost un mesaj prin care ai mei, cei plecați dintre noi, dar și alte suflete, aveau nevoie de rugăciune. Foile acele erau ca niște pomelnice pe care le aduc credincioșii la Sfântul Altar. După ce am slujit, m-a cuprins o liniște pe care nu o mai simțisem de mult. Semn că, de fapt, așa era, cum se gândise. Nu știu de ce s-a întâmplat asta, că doar pe ai mei îi pomenesc mereu, și la liturghie și în particular. Mă gândesc că ai mei au venit cu alte suflete întristate pe care nu mai are cine să le pomenească, pentru că dacă aș fi văzut doar niște persoane necunoscute, poate nu aș fi înțeles mesajul. Și cred că exact acesta era sensul vedeniei lui. Sfântul Ioan de Kronstadt, care începea proscomidia cu o liniștită adâncire în sine, dădea o mare importanță săvârșirii proscomidiei. În timpul celebrării exclama către preoții coliturghisitori: ce bune sunt toate la noi, adică la ortodoxi. Mare lucru este această proscomidie, o întreagă lume e pe Sfântul Disc.
dar la alții nu e nimic asemănător. Ei n-au proscomidie. Aici cred că se referă și la catolici și la protestanți. Priviți părinților, iată-L pe Hristos, e aici între noi și noi lângă El ca apostol, evident pe Sfântul Disc. Un părinte grec din secolul 20, Eusebiu Giannakakis, supranumit înger pământesc și om ceresc, arăta că cel mai bun loc pentru pomenirea numelor este proscomidiarul și să se scoată miridă pentru fiecare nume. Rugăciunea de la proscomidie are putere, ne încredința el. Apropo de aceasta, Sfântul Porfirie sfătuia: dacă vreun copil are probleme și creează situații neplăcute, dă-i numele lui unui preot pentru a-l pomeni în timpul proscomidiei. Și tot el arăta legat și de demonizați, că cel mai bine este ca la proscomidie să-l pomenești pe cel aflat în suferință, rugându-l pe Dumnezeu să-l ajute. Aceeași idee am aflat-o și la cuviosul Paisia Ghioritu, care avertiza că demonizatul poate scuipa Sfânta Împărtășanie. Știți, sunt unii preoți care riscă acest lucru. De aceea el oferea alternativa pomenirii la proscomidie, deoarece cei îndrăciți se folosesc foarte mult atunci când preoții citesc cu durere numele lor la proscomidie. Rectorul Sfântului Munte, cum a fost numit, precizează și cu altă ocazie că preotul nu e de ajuns să scoată părticele la proscomidie și să citească numele formal, ci trebuie să se roage pentru fiecare cu durere. Făcând așa, el va vedea minuni. Odată au dus un demonizat la un preot și l-au rugat să săvârșească dumnezească liturghie. Când a fost să-l pomenească la proscomidie, înainte de a scoate părticică pentru el, preotul a spus cu multă durere: Doamne, vezi cât de mult suferă făptura ta. Slobozește-l de înrurirea demonului. Pomenește, Doamne, pe robul tău cu tare. Atunci demonul nu a mai putut suferi și a ieșit din om. Despre eficacitatea pomenirii la proscomidie dă mărturie și negustorul Nicolae Motovilov, celebrul partener de discuție al Sfântului Serafim de Sarov. Odată, prin îngăduința lui Dumnezeu, el s-a îndrăcit. În această stare fiind, precum citim în însemnările sale, chinul acesta a încetat doar după ce m-am spovedit și m-am împărtășit pentru rugăciunile arhiepiscopului Antonie de Voronej și pomenirile la proscomidie poruncite de el în toate cele 47 de biserici ale Voronejului și în toate mănăstirile pentru sănătatea mea. Apropo de aceste pomeniri la proscomidie la mai multe biserici, odată la mănăstirea Neamț a dispărut o salbă de la icoana Maicii Domnului. Știți, acolo este icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. Și oamenii aduceau fel de obiecte de preț care le puneau acolo ca recunoștință pentru faptul că s-au rugat acolo și au primit tămăduire sau împlinirea dorințelor. Și odată a dispărut de acolo o salbă. Și ecleziarhul bisericii, părintele Andronic, s-a dus la toate bisericile din împrejurimi și a cerut ca a doua zi la Sfânta Liturghie să scoată părticele pentru această problemă. Și într-adevăr, seara la vecernie au găsit înapoi acolo salba. Întorcându-ne la părintele Eusebiu, să reținem că acesta trecea pe curat numele de vișii adormiți în caiete speciale, în diptice. Ca să aibă timp să le pomenească, coborea la biserică dis de dimineață. Începea imediat proscomidia, pomenea timp de 4 ore și ceva. Pomenirile continuau în timpul slujbei de dimineață, chiar și la Sfânta Liturghie, în timpul citirii apostolului. Starețul încă stătea în picioare și proscomidia. Liturghia ajungea la heruvic și acela încă nu acoperise discul și potirul, deoarece voia să pomenească și numele cei se mai aduseseră de oameni între timp. Niciodată nu i-a ajungea timpul pentru proscămidie. Era atât de concentrat la pomenirea numelor că nu simțea cum trecea timpul, astfel că le reproșa mereu maicilor de la strană că se grăbesc, chiar și când acelea cântau foarte rar și repetau de mai multe ori heruvicul. Și continua zicând: nu știu ce faceți voi acolo la strană, dar eu nu pot lăsa niște suflete nemulțumite. Pomenea cu conștiinciozitate, având în minte problema fiecăruia. Când știa că cineva are mare nevoie, scotea 2 sau 3 miride în numele lui. Uneori se întâmpla ca mirida să se miște din locul în care o așeza pe Sfântul Disc către exterior. El atunci o reașeza și scotea mai multe miride pentru acea persoană, fiindcă înțelegea că ceva nu merge bine cu ea. De multe ori mirida fuge din locul ei, mărturisea el, dar eu o reașez înapoi. Aici să stai, îi spun. Așa cum deja vedem, era total dedicat pomenirii numelor. Odată la o priveghere, a făcut o priveghere care se termina cu liturghia. Și la priveghere, în timp ce proscomidia, i-a luat foc mânecuța de la sfeșnicul, de la proscomidiar. El era atât de concentrat la pomenirea numelor, că nici n-a realizat că i-a luat foc mânecuța în timp ce pomenea.
Flacăra deja arsese mânecuța înspre stihar, dulama și cămașa undeva la antebraț, când un arhimandrit care sluja cu el, în acea noapte și-a dat seama ce se întâmplă și i-a stins-o. Starețul, fără să se fi tulburat câtuși de puțin, a continuat proscomidia. Deci el nici măcar nu s-a mai dus să schimbe veșmintele, pentru că perdea timpul de pomenire. Nu ne mirăm că mărturisea partea aceasta proscomidiei, îmi dă atâta bucurie și atâta satisfacție. Un mare sfânt al zilor noastre, Iacob Salichis, a descoperit celorlalți următoarele. Când preotul scoate părticele și pomenește numele credincioșilor la Sfânta Proscomidie, atunci se coboară Îngerul Domnului și ia pomenirile acestea și le duce și le pune la tronul Stăpânului Hristos ca rugăciuni pentru cei pomeniți la Proscomidie. Într-o zi, și amintește starețul, am uitat să o pomenesc la cei adormiți pe maica mea, care a fost o femeie sfântă. Când am terminat dumnezeiască liturghie și m-am dus la chilie, a venit sufletul ei și mi-a zis cu plângere, nu m-ai pomenit astăzi, m-ai uitat și sufletul meu nu s-a odihnit tot atât cât în zilele în care mă pomenești. Deci, iată, și sufletele care se află într-o stare bună, prin această pomenire la proscomidire, trec într-o stare și mai bună. Mitropolitul Neofit de Morfu își amintește despre el. Când pomenea la proscomidie, de multe ori vedea sufletele călugărilor de demult ai mănăstirii cerându-i rugăciunile, cât era de întristat când ne descria starea de după moartea unora dintre aceia. Și aici el povestește și o întâmplare cu, el fiind episcop în Cipru, mitropolitul Neofit, povestește o întâmplare cu un anume fost episcop de acolo, Macarie al III-lea. Câțiva tineri din Cipru au dus numele celor adormiți la acest sfânt Iacob Salichis și spune acesta, le pomeneam, vii și adormiți. Printre aceste nume se afla și numele arhiereu Macarie. Atunci am început să-l pomenesc și fiindcă atunci când îl pomeneam simțeam bucurie, mi-am spus, o fi făcut el ceva bun acolo unde a fost. În acel timp am început să aud și de la oameni păreri contrare, lucruri negative despre el. Atunci când am pomenit nou arhiereu Macarie, am auzit o voce care anunța venirea lui. Privesc de-a dreapta și ce să văd? Un episcop stând în picioare. Cum mă vezi și cum te văd? A adus întreaga lui podoabă arhierească și era într-o lumină mare. I-am spus, îți mulțumesc prea fericite că m-ai vizitat. Iar el a răspuns, și eu îți mulțumesc, Părinte Iacov, că deși nu ți-am făcut niciun bine, tu mă pomenești și am mare bucurie datorită acestei rugăciuni. Apoi și-a luat părticica și a plecat. Vedeți cum comunică sufletele în liturghie prin pomenirea pe care o facem? Niciodată cuviosul Iacob nu arunca numele pe care le primea pentru pomenire, ci le păstra pentru totdeauna. Când pomenea numele la proscomidie, vedea în ce stare se aflau cei adormiți. Unii cereau ajutorul, alții mulțumeau. L-a văzut și pe tatăl său. Avea o căsuță și abia de încăpea în ea. I-am spus, tată, te pomenesc la fiecare liturghie pentru că ai fost un om bun. Ai trecut prin atâtea necazuri cu turcii și abia căsuța asta o ai în rai. Mi-a răspuns, chiar și căsuța aceasta, Iacov, tu mi-ai zidit-o, adică prin pomenirile tale la proscomidie. Marele bătrân atonit de origine rusă, părinte Tihon, la care a ucenicit și Sfântul Paisie, în timpul proscomidiei pomenea ore întregi toate numele pe care le avea și la sfârșit le acoperea cu mâna spunând, pomenește, Doamne, pe toată lumea. Odată după pomenirea multor nume și-a pus mâna peste ele și într-un mod grațios a spus, aici se află inima întregului univers. Vedeți, asta e rugăciunea ortodoxiei, inima întregului univers. Prescurile voia să fie făcute cu evlavie și rugăciune, nu cu malaxorul, să fie bune și frumoase, deoarece acestea aveau să întrupeze pe Hristos, să devină trupul lui Hristos. La fel de bine voia să fie și cu vinul liturgic. Asemenea, fericitul stareț Gheorghe Karzlidis pentru Sfânta Liturghie folosea prescuri pe care le făcea el singur sau îi le aduceau femeile care erau cunoscute pentru evlavia lor. Cu mare simplitate, părintele Tihon arăta că îngerii, profeții, apostolii, ierarhii, mucenicii, cuvioșii, doctorii fără argint și toți sfinții sunt prezenți în timp ce îi pomenim la Sfânta Proscomidie și vin în ajutorul tuturor oamenilor ale căror nume le pomeneau ori întregi. Deci am spus acolo că pe Sfântul Disc se scoate o miridă pentru Maica Domnului și pentru 9 cete de îngeri și de sfinți. Acestea sunt cetele care le-au pomenit și iată le-a spus, toți aceștia pe care îi pomenim prin acele miride, sunt prezenți în timp ce îi pomenim la Sfânta Proscomidie. La părintele Ieronim Simonopetritul, un alt cuvios din secolul 20, veneau oameni din locuri îndepărtate să aducă prescuri. Fiecare considera o mare binecuvântare pentru casa sa ca starețul să folosească prescura de la el la proscomidie pentru a scoate din ea agnețul.
În rugăciunile sale de noapte, vărsa multe lacrimi și pomenea multe nume de vii și morți, pentru că nu le putea pomeni pe toate în timpul proscomidiei. În pomenicele sale avea mai mult de 2500 de nume. Ca liturghisor, starețul era cu desăvârșire dăruit lucrării sale, mai ales la proscomidie. Părea că era imaterial, era atât de dăruit de parcă nu mai era cu trupul acolo. Și eu cred că și el era dintre aceia care se ridica de la pământ când făcea pomenirile. Starețul Mihail Zăvorâtul din Pâscov a slujit în fiecare zi Sfânta Liturghie, nu la biserica mănăstirii, fiindcă era zăvorât, ci în chilia lui. Noaptea, săvârșea liturghia, pomenind peste 8000 de nume la proscomidie. Acestea nu erau simple nume, ci sufletele celor în nevoi și în dureri, pe care cu atâta dragoste le așeza în fața tronului a Totputernicului Dumnezeu. Un alt cuvios din secolul XIX era monahul Mihail Savitski de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Athos. Din cauza mulțimii numerelor pe care le pomenea la proscomidie, slujba durea 5-6 ore. Pentru a săvârși o astfel de liturghie îndelungată, i s-a dat un paraclis special în care slujea împreună cu ucenicii săi. Alții au ridicat ștacheta chiar mai sus. Iată o relatare a înalt preasfințitului Nectarie, mitropolitul Argolidei, despre Sfântul Efrem Catunachiotu. La acest moment al pomenirii viilor și morților la proscomidie, Gheronda zăbăvea foarte mult. Le recomanda preoților să citească foarte multe nume, pentru că oamenii și cei vii și cei morți se folosesc foarte mult. El însuși citea în fiecare zi 12.000 de nume. Adică 4-5 ore de stat în picioare, efort, dar mult mai mult decât aceasta, durere și lacrimi pentru problemele celor pomeniți. Gheronda se îngrijea într-un mod aparte de cei adormiți pe care cu timpul îi uităm. De multe ori avea înștiințare de sus pentru starea celor pe care îi pomenea. Când uita uneori să-i pomenească pe unii, simțea că i-a întristat. Pe mine mă sfătuia: mare putere are patrafirul. Când liturghisești, să ai în vedere că ești mijlocitor. Preiei de la lume, prin pomencele lor, dureri, lacrimi, boli, rugăminți și le aduci la tronul Dumnezeirii, iar apoi aduci lumii mângâiere de acolo, tămăduire, ce are fiecare nevoie. Urechea lui Dumnezeu este în gura preotului. Cu cât pomenești mai multe nume, cu atât mai mare răsplată vei avea. Cea mai mare milostenie e să-L unești pe om viu sau adormit cu Hristos. Știe Hristos cum va milui fiecare suflet. Ajunge numai să pui mirida pe disc, iar mai apoi în Sfântul Potir. Să știi că putem să schimbăm judecata lui Dumnezeu. Dacă cel adormit se află în iad, prin rugăciune, prin pomenirea liturghie, putem să-l mântuim, să-l înălțăm de acolo. Dar și dacă e mântuit, putem să-l apropiem și mai mult de Hristos. De multe ori vedea starea în care se aflau cei adormiți, unii se aflau în iad. Atunci el se ruga cu lacrimi, făcea liturghie și îi pomenea. Îl ruga cu suspine pe Dumnezeu să arate milă, zicea: Dumnezeul meu, nu vrem dreptatea ta, vrem mila ta, să mântuiești acest suflet. Și insista luni și ani de zile pomenindu-l. Se ruga fierbinte la Sfinț, la Maica Domnului, să mijlocească la Hristos. Dumnezeu părea să nu-l asculte, dar apoi se îndupleca. Și vede atunci aceste suflete cum pleacă din iad și ajung în rai. Vedeți ce înseamnă un sfânt cu rugăciune și pomenirile de la proscomidie? Deci, vedeți, trebuie amândouă aripi. Trebuie și pomenirea de la proscomidie făcută cu durere și cu dragoste, dar trebuie și viața evlavioasă a preotului. Acestea schimbă până și hotărârile lui Dumnezeu, ne asigură Sfântul Efrem. Legat de puterea proscomidiei, Gheron Paisie afirma similar: pe cei răposați poți să-i scoți de la pârnaie, adică din iad, și să-i duci la salon, adică în rai. Ți se pare asta că e puțin lucru? În localitatea Velichie Luchii din eparhia Pâscovului, deși era un oraș cu 150.000 de locuitori din Rusia, până prin anii 80 acolo a existat doar o singură biserică. Proscomidia în sâmbăta moșilor, adică atunci când se facea pomenirea morților, începea la 1 noaptea și putea ține până către amiază. Atât de multe pomenice se adunau. Pe plaiurile mioritice, protosinghelul Varahil Luca de la mănăstirea Cocoș, Tulcea, trecut la Domnul în 1969, se scula de cu noapte, intra în Sfântul Altar, scotea ore întregi miride pentru vii bolnavi, suferinți, adormiți. Arhimanditul Zenovie Ghidescu, primul la biserică după revărsatul zorilor, începea proscomedia și pomenea mii de nume. Protosinghelul Fotie Petrescu de la mănăstirea Cernica, trecut la Domnul în anul 1964, avea mare dragoste și milă de cei suferinți. Avea mare grijă de ctitori, de călugări adormiți în Domnul, de toți cei vii și răposați pe care nu avea cine să-i pomenească. Pe toți i-avea notați aparte și pomenea regulată proscomidie începând de la ora 3 din zor de zi.
Era stâlpul de rugăciune al bisericii la proscomidie. La părintele Iosif Rusu, decedat în anul 1966, de la mănăstirea dintr-un lemn, proscomidia dura 3 sau 4 ore, căci avea sute mii de pomelnice și pe toate le pomenea personal și scotea părticel la proscomidie. Ba pomenea în mod special pe cei bolnavi și închiși, pe cei din călătorii, pe călugări, mași, mireni, prieteni, dușmani, pe buni și răi. Pentru toți scotea miride, făcea rugăciuni în genunchi. Tată, zicea el, fiecare nume, fiecare pomelnic trebuie să-l pomenesc și să-i scop părticică, căci am luat banul săracului și al văduvei și voi da socoteală de asta în ziua judecății. Vedeți, copii ca văduvei, de care vorbea Sfântul Serafin de Sarov. Părintele Visarion de la Clocociov, din liturghie lua puterea și râvna de a se dărui oamenilor în spovedanie, mai ales în ultimii 15 ani. Știți că el era celebru când trăia prin faptul că el făcea spovedanii generale, se programau oamenii la el și cu 2 ani trebuia să aștepte ca să meargă să facă o spovedanie generală acolo, că acolo ținea pe fiecare câteva ore la acea spovedanie. Întărirea pe care, pe care Dumnezeu o dădea prin Sfânta Liturghie și împărtășanie era vizibilă pe chipul său. El se ridica din pat cu temperatură, gripat sau cu alte semne vizibile de boală și totuși nu voia să treacă ziua respectivă fără a liturghisi. Stătea așa bolnav cu era câte 2 ore și mai mult la Sfânta Proscomidie. Pomenea și scotea miride pentru mulțime de suflete. Un pelerin român în Rusia își amintește: am fost impresionat de felul în care preoții pomenesc pomelnicele aduse de credincioși. Pentru că mănăstirile mari sunt mii de pomelnice care nu pot fi citite toate dimineața la proscomidie, la slujba privegherii, el dă un exemplu de la mănăstirea Divevo, erau 10 preoți în Sfântul Altar, fiecare cu epitrahil și mânecuțe, care citeau pomelnice, scoțând miride din prescurile aduse. Miridele erau puse pe câte un vas plat de lemn, iar a doua zi dimineața pe Sfântul Disc. Îmi închipui că Sfântul Disc respectiv era Balșoi. Apropo de Rusia, iată ce i s-a întâmplat odată la proscomidie preacuviosului stareț Alexie Șepelev, care a trecut la Domnul în anul 1917. Anume, la 1 martie 1881, acesta slujea Sfânta Liturghie în biserica peșterii cuviosului Antonie de la Lavra Peșterilor din Kiev. După săvârșirea proscomidiei, înainte de a acoperi Sfântul Disc și Sfântul Potir, privirea părintelui Alexie s-a oprit la părticica scoasă pentru țarul Alexandru al II-lea. Părticica nu mai era de culoarea albă, ci avea culoarea maro a vinului, ca și cum ar fi fost odată cu vin. El a înțeles că asta prevestea un eveniment deosebit și, într-adevăr, în acea zi, țarul Alexandru al II-lea a fost ucis într-un atentat la Petrograd. La 9 septembrie 1896 a avut loc aflarea moaștelor preasfințitului Teodosie, făcătorul de minuni la Cernigov. La schimbarea hainelor care acopereau trupul Sfântului a fost chemat de către arhiereul locului, părintele Alexie, ca o persoană cu experiență în înveșmântarea sfintelor moaște. Aici, la Cernigov, starețul Alexie a avut o vedenie. I s-a arătat preasfințitul Teodosie noaptea și i-a cerut să-i pomenești pe părinții mei la proscomidie. Părintele Alexie a răspuns: preasfințite, tu însuși ești proslăvit în rândul sfinților. Atunci preasfințitul Teodosie a precizat: pomenește-i la proscomidie, căci această pomenire este mai presus de rugăciunea mea. Și în viețile altor sfinți întâlnim întâmplări asemănătoare, vădind puterea pomenirii de la proscomidie, ca mai presus de rugăciunea sfinților. Părintele Alexie, pentru săvârșirea proscomidiei, părintele Alexie nu i-au ajungeau 2 ceasuri, din pricina numărului mare de persoane pe care le pomenea. Și iată ce, aici am un moment interesant despre, spune, el în timp ce pomenea un anumite nume, făcea multe metanii pentru ele, repetând rugăciunea de mai multe ori. Adică Dumnezeu îi descoperea că unele suflete au nevoie de mai multă jertfă acolo la pomenirea lor și atunci făcea și metanii pentru ele. Cuviosul Gheorghe Karzlidis la Sfânta Proscomidie citea multe nume. Unui fiu duhovnice, starețul îi spunea să însemneze anumite nume de pe pomelnice. Acela stătea acolo lângă el, îl seconda și el, după ce citea pomelnice, zicea: fă semn aici, aici, aici. Și la vii și la morți. Apoi, după liturghie, chema pe cei care dăduseră pomelnicele, rudenii sau prieteni, și le vorbea de situația fiecăruia. Deoarece în timpul pomenirii, Dumnezeu îi descoperea anumite lucruri despre aceea, pentru ca rudele sau prietenii să se îngrijească de pomenirile, de milostenii, de liturghii pentru iertarea păcatelor acelora. Părintele Constantin Necula își amintește despre părintele Constantin Mihoc, că acesta avea, numește el, harul proscomidierii și al pomenirii, cum n-am văzut la niciun preot. Era singurul preot pe care l-am văzut făcând proscomidia în genunchi.
De seara de la vecernie, când veneau foarte multe pomelnice, el sluja și în genunchi cu epitrahilul le pomenea. Dar cu o răbdare cum n-a mai văzut la nimeni. Și îmi zicea, Ion Vasile cu tare. Și apoi îmi spunea, să vezi, Vasile e înalt. Așa, are ochii albaștri, are cu tare probleme. Știa în almănunt pe cine pomenește. Adică Dumnezeu îi descoperea pe fiecare om, fiecare nume de acolo în ce stare se află. Sfântul Iov din Uglea, trecut la Domnul în 1985, ascetul Rusiei Carpatine, proscomidia îi lua câteva ceasuri, căci scotea părticele pentru foarte mulți oameni. De asemenea, citeau un mare număr de pomelnice. Unele erau foarte vechi, păstrându-le zeci de ani. Cu ajutorul Harului Dumnezeu știa cine este viu și cine a părăsit această lume. Pomelnicele fiind de zeci de ani, clar că mulți de acolo trecuse la Domnul. Dar Dumnezeu îi descoperea aceasta și astfel că el îl pomenea pe fiecare în dreptul cetei lui, adică între cei vii sau între cei adormiți. Astfel de descoperiri îi motivau pe acești oameni duhovnicești să pomenească la proscomidie ore în șir. În acest sens vine o mărturie a cuviosului Iacob Salichis. Când tai pâinea în vremea pregătirii Sfintei Împărtășanii, adică la proscomidie, văd sufletele trecând prin fața mea și rugându-mă să le pomenesc, chiar dacă aș voi și tot mi-ar fi cu neputință să le uit. Se pare că un dar asemănător avea Sfântul Efrem Catunachiotul, despre care am citit că dacă te duceai la el, fără să îl fi văzut vreodată înainte, ca să-l vezi, și dacă alții îi aduseseră un pomelnic cu numele tău, el îți spunea nu numai numele tău, ci și ale celorlalți de pe pomelnicul tău. Deoarece părintele Iacov făcea proscomidia și adeseori vedea starea duhovnicească a morților pe care îi pomenea, în pomenirea și rugăciunea pentru cei adormiți era foarte meticulos. Pomenea pe foarte mulți. De exemplu, era un monah Antim care fusese contemporan cu el și care îi făcuse viața foarte amară, îl chinuise foarte mult. Odată el a rugat pe Dumnezeu să-i arate unde s-a dus Antim. Și l-a văzut într-o noapte, într-un subsol nenorocit și întunecat și foarte mâhnit. L-a binecuvântat, iar Antim i-a spus, sunt aici. Atunci când mă pomenești, treci o rază de soare și văd puțin. Deci cei din lumea de dincolo știu foarte bine când noi facem cel mai mic gest pentru ei. Chiar dacă ei se află într-un loc, într-un lac întunecos. La întrebarea, care este cea mai importantă pomenire pentru cei răposați, Părintele Valentin Mordasov, un părinte de mir, dar foarte duhovnicesc din Rusia, dă următorul răspuns. Pomenirea de la proscomidie e cea mai importantă, căci părticelele scoase pentru răposați se afundă după anafora în sângele lui Hristos și prin această mare jertfă se curățesc păcatele. Starețul Efrem de la Sarov afirma în acest sens. Cel care săvârșește pomenirea la proscomidia celor adormiți este cel mai mare binefăcător al lor și le oferă o mare mângâiere. Un alt stareț rus a numit proscomidia singurul scut și îngrădire de mântuire pentru cei vii și pentru cei adormiți. Părinte Dionisie de la Colciu afirma și el, preotul scoate părticele la proscomidie și asta e cel mai mare ajutor. Un ascet rus din Tebaida Nordul exclamă, ce bucurie nespusă, ce fericire nețărmurită umple sufletul atunci când părticica de prescură scoasă pentru el în vremea proscomidiei este cufundată la oaltă cu celălalt prea sfântul sânge al Fiului Dumnezeu, rostindu-se rugăciunea, spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici cu cinstit sângele Tău pentru rugăciunea sfinților Tăi. De aceea se cuvine să ne îngrijim cu o sârdie pentru mântuirea celor adormiți, căci când noi înșine vom muri, ei se vor ruga în ceasul morții noastre, mijlocind pentru noi către Dumnezeu, cu aceeași sârguință și dragoste cu care noi ne-am rugat aici pentru ei. Acest lucru ne va fi de mare trebuință înaintea lui Dumnezeu. Cei adormiți știu tot ceea ce făptuim, aud și văd când ne rugăm pentru ei, chiar dacă ne-am tăinuit la marginile pământului. Cu cât mai mult Domnul însuși știe toate acestea. Faptele bune și rugăciune pentru cei vii și pentru cei adormiți îi mântuiesc și pe unii și pe ceilalți deopotrivă. Egumenul Porfirie Atonitul își amintește, odată nu mă lua somnul și mă întorceam de pe o parte pe alta. Nu mi-am dat seama care era pricina. Și atunci am luat hârtia și un creion, ce a venit lui în minte, am luat hârtia și un creion și m-am perindat, m-am preumblat prin satul natal, pe la toate casele. Probabil a luat-o dintr-un cap al satului spre celălalt capăt. De cine mi-aminteam, îi însemnam acolo. Așa cum îi spunea, baba cu tare, moșu cu tare, baba cu tare. Și am adormit. În dimineața următoare m-am dus cu numele transcrise frumos la biserică. Noi te avem să ni pominești, te avem solitor la Dumnezeu, călugări ești, să te rogi, auzeam. Cine știe din ce motive, pentru rugăciune cui Dumnezeu
face astfel de descoperiri pentru ca sufletele unora vi s-au adormit să fie pomenite. De aceea n-a putut el adormi. Da? La proscomidie se întâmplă multe taine. Tot egumenul Porfirie povestește că un părinte de curând, Hirotonit, scotea părticele la proscomidie pentru episcop, pentru vișii adormiți. Și înainte de a acoperi sfintele daruri, vede că părticelele l-au așezat pe episcop în mijloc. Deci părticelele s-au mutat de acolo, de pe dis de unde erau, s-au adunat de jur împrejur, l-au cuprins și l-au acoperit. Nu pot să-mi dau seama care e semnificația acestui lucru, pot să fie semnificații atât de a stânga, atât cât și de a dreapta. Vă amintiți de relatările părintele Eusebiu, cum părticelele se mutau pe disc, voiau să meargă spre Ecterul să-l părăsească. Și nu sunt singurii care au văzut așa ceva. Un isihasta anonim mărturisește: am văzut odată un ieromonah care, în timp ce proscomidea la Sfânta Proscomidie, s-a umplut pe neașteptate de lacrimi și nu putea să-și oprească mulțimea lacrimilor, ci cât a proscomidiat, a plâns fără oprire. Se pare că acest isihas vorbea acoperit despre sine. Cine știe ce a descoperit Dumnezeu despre sufletele celor pe care îi pomenea? Adică erau unii poate atât de amărâți, în niște stări, atât de plâns, încât numai cu lacrimile mai putea să-i pomenească. Tot el scrie, probabil din aceeași experiență personală: când preotul vrednic și curat face proscomidia, pe neașteptat îl cuprind lacrimile, împreună cu o minunată dulceață a inimii și a cugetului. Sfântul Nicolae Planas, un sfânt grec, un preot de mir din secolul 20, în timpul Sfintei Proscomidii pomenea timp de 2-3 ore nume de pe nenumărate pomelnice atent așezate, pe care le purta mereu cu el. Se estimează că pomenea între 2 și 3.000 de nume la fiecare proscomidie. Pomenea numele tuturor celor ce îi dăduseră pomelnic, precum și al tuturor celor pe care îi spovedise vreodată. Când pomenea pe sfinți, voia, dacă era cu putință, să se pomenească pe toți sfinții și pe toate sfintele cuprinse în sinaxar, pe fiecare pe nume. Știți că una dintre părticelele pe care o scoți acolo la proscomidie, penultima, e și pentru sfinții zilei. Și atunci el nu pomenea doar pe sfinții zilei respective, ci el pomenea pe toți sfinții din sinaxar. Erau acolo preoți care își pierdeau răbdarea și ziceau: Părinte Nicolae, termin o dată, zi acolo și pe toți sfinții, amin. Dar el așa multe evlavie avea încât îi mai punea pe aceea să mai facă un pic răbdare. Așa. Fiii săi duhovnicești, aici e ceva interesant, fiii săi duhovnicești îi rupeau pe ascuns, fără știrea sa, pomelnicele vechi, pentru a-l ușura cât de cât. Asta am văzut-o și la Râmeț. Maicile de la Râmeț procedau la fel cu pomelnicele părintele Filotei. Părintele Filotei avea, mai ales la dormiți, nenumărate pomelnice, sac de pomelnice. Și mai ce pomelnice care vedeau că s-au îngălbenit, care au trecut ani și ani, le scoteau pe ascuns de acolo, că părintele și așa se nevoia foarte mult. Așa și cu părintele Nicolae Planas. El își căra pomelnice de la o biserică la alta unde merea să slujească, în două batiste mari, unde era așa. Le purta în sân, legate ca niște bocceluțe, alături de cutia cu sfinte moaște. Când îl întreba cineva ce poartă în acele bocceluțe, el răspundea: sunt actele și contractele mele. Cred că acolo era pașaportul lui pentru împărăția cerurilor. Atât de primite erau rugăciunile părintelui pentru odihna sufletelor celor adormiți, încât unora dintre ucenicele sale li se arătau în vis rudele trecute la Domnul, rugându-le să meargă la părintele Nicolae Plana să-i ceară să fie pomenite la Sfânta Liturghie. Tocmai de aceea părintele Frenc Atunachiotu întreabă: pentru care pricină oare s-a sfințit părintele Nicolae Planas? Și răspunde tot el: pentru că pomenea foarte multe nume la proscomidie. Apropo de părintele Planas, într-un an, într-o duminică de 13 martie, oamenii au umplut biserica. Însă dintr-o dată el a constatat că nu are prescură. Timpul trecea și nu avea nicio prescură. A trimis și vreo două femei pe la brutării sau prin case. Nu cumva găsesc vreo prescură, dar niciun rezultat. Atunci părintele, în neliniștea lui, că nu avea cu ce să facă proscomidia, a făcut o rugăciune fierbinte către Dumnezeu să-l ajute în situația asta. Și atunci, după aceea, când s-a uitat spre Sfântul Altar, a văzut acolo pe altar, într-un batic în carouri, o prescură proaspăt coaptă. S-a emoționat foarte tare, a înțeles că această prescură îi fusese trimisă de la Dumnezeu. Și a mers acolo oamenilor și le-a arătat minunea. Se știe că și în temțe comuniste, preoții aruncați acolo au oficiat Sfânta Liturghie. Dar cum rămânea cu prescura și cu vinul? Părintele Dimitrie Balaur explică:
Asta a fost posibil după ce ne-am mutat în colonia de muncă de la Periprava, unde detenția nu era atât de severă. Niște călugări de la Neamț știau pe de rost proscomedia și liturghia și slujeam împreună cu ei. Noi toți eram îmbrăcați cu haine vărgate, dar mi se părea că liturghia aceasta e mult superioară în trăire și participare celor făcute în veșmintele bisericești, pentru că aveau altă stare de jertfă, de nevoință. Pâine o aveam de la ei, ne dădeau dimineața câte 50 de grame. Când ne-au dat voie să primim pachete de acasă, i-am trimis soției o scrisoare. Am voie să-mi trimiți pachet. Te rog să-mi trimiți struguri negri. Soția a înțeles. Cei de la care i-au controlat pachetul se așteptau să vadă slănină, zahăr, dar acolo le-au dat struguri negri. Desigur, folosiți ca ei să facă un pic de vin. Așa că acei monahi au văzut, au spus, părinte, pâine avem, vin avem, slujim liturghia. Spune, din struguri, n-am gustat nici o bobiță, deși erau în fometare. Duminica toți gardienii plecau, rămânea unul singur, care nu se interesa de noi. Făceam Sfânta Liturghie, cântam. O singură dată ne-a zis un gardian, parcă ați fi la catedrală, așa cântați. Tot în temțe comuniste, în condiții mult mai stricte, părintele Gheorghe Calciu săvârșea și el Sfânta Liturghie. A fost întrebat, proscomidia, cum o făceați? Că aveați doar o bucată de pâine, nu? Da, o bucată de pâine, atât aveam, dar făceam așa, desenam cu un bețișor acnețul pe ea și probabil părticele pentru Maica Domnului și toate celelalte. Și pomeneați ierarhia. Da, pomeneam pe toți, nu lăsam pe nimeni nepomenit. Pâinea de vineri, rația de vineri, nu o mâncam, o păstram pentru sâmbătă și pe cea de sâmbătă o foloseam duminica la liturghie. Nu aveam vin, aveam numai pâine și foloseam apa ca vin, fiindcă Mântuitorul a prefăcut apa în vin la nunta din Cana și am socotit că și aici, în suferința mea, ea se va sfinți. Slujeam în fiecare duminică. Învățasem liturghia pe de rost pentru că știam că voi fi arestat. Nu îmi pusesem problema să slujesc în închisoare, dar mă gândeam că duminica măcar voi cogeta la momentele Sfintei Liturghii. Nici proscomedia nu știam complet pe de rost. Așa că spuneam, știa esențialul, dar părerea mea că aceasta era una dintre cele mai bine primite proscomidii care se făcea la ora aceea pe pământ. Am văzut deja cât de mare e importanța pomenirii celor adormiți la proscomidie. Părintele Efrem Filoteitu o subliniază și el. Dacă ai ști cât de mult cer ajutor cei adormiți, fiindcă după moarte nu există pocăință și știm că oamenii au plecat de pe pământ cu pete, cu prihane, și văzând că ajutorul celor vii împreună lucrează și ajută mult la a se desvârși și ei își doresc mult, cer și tânjesc să fie pomeniți de cineva. Cu dor așteaptă ca să se ridice vreun preot sau vreun creștin virtuos din neamul lor care să-i pomenească și pe ei mereu. Marele bătrân istorisește o vedenie a unui episcop pe care a auzit-o din gura lui, episcopul cu care a liturghisit în urmă cu câțiva ani. În eparhia sa se afla un preot care a fost biruit de vin și de aceea se îmbăta. Iar aceasta s-a petrecut mulți ani la rând. În cele din urmă, în celelalte era însă un preot virtuos și evlavios, însă avea această patimă. Într-una din zile a băut vin, după obicei, și s-a îmbătat. Apoi, mai înainte de a se trezi bine, a mers și a liturghisit, dar cu îngăduința lui Dumnezeu i-a căzut pe jos din Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Domnului. Sărmanul a înghețat de spaimă, gândindu-se ce l-așteaptă, adică nimic altceva decât caterisirea. După ce s-a mărturisit episcopul, acestea a zis, mergi și te voi anunța când să vii să-ți dau decizia. Și pe când episcopul a luat în mână condeiul ca să semneze caterisirea, fiind el singur în biroul lui, a avut deodată o vedenie. Se făcea că vede înaintea sa o mulțime mare de oameni de tot felul, de toate vârstele și rânduielile. Episcopul a rămas uimit și l-a cuprins frica de ceea ce vedea. Atunci toți acei oameni i-au cerut într-un glas, Preasfințite, să nu-l caterisiți pe părintele, să nu-l caterisiți. După aceea s-au făcut nevăzuți. Episcopul a trimis preotul în științare să vină la el după decizie, iar acela venind tremurând, gândindu-se că l-așteaptă caterisirea. Episcopul a întrebat, ia spune-mi, pomenești multe nume la liturghie? Episcopul a înțeles ce erau acele mulțimi care veniseră peste el. Ia spune-mi, pomenești multe nume la liturghie? O, da, la proscomidie pomenesc multe nume, de la împărat până la sărac. Atunci episcopul a zis, mergi și când liturghisești, pomenește cât mai multe nume poți și aminte să nu te mai îmbeți, ești iertat. După aceea, preotul cu ajutorul lui Dumnezeu s-a izbăvit de patima beției. Iată deci cum te ajută și cei pe care îi pomenești.
Nu numai când vei pleca din această viață, ci te ajută, iată, chiar și acum în această viață. Sfântul Paisia Ghioritu sfătuia: voi să nu dați să se pomenească la Sfânta Liturghie numai numele bolnavilor, ci și numele morților, pentru că mai multă nevoie de ajutor au aceștia. Odată la Sfântul Munte, un frate care se afla la Neaschiti a căzut într-un cuget îndoielnic, evident adus de vrăjmașul. O, noi ne rugăm aici, priveghem, foarte bune toate acestea, însă în felul acesta oare ajutăm pe ceilalți cu ceva, oare nu suntem noi egoiști aici, în isihasmul nostru? În vreme ce se pregătea să-și mărturisească duhovnicului aceste îndoieli, duhovnicul lui era starețul Isihas Haralambie, ucenicul lui Gheron Iosif Isihastu. Deci în vreme ce el se pregătea să-și mărturisească acest cuget, starețul i-a luat-o înainte și fără ca el să spună ceva, cu chipul plin de emoție, Harlambie a spus: azi noapte, fiule, Dumnezeu mi-a arătat următoarea priveliște înfricoșătoare. Pe când mă rugam, pentru o clipă, mi s-a părut că mă aflu într-o trapeză foarte mare, într-o sală de mese foarte mare. Stăteam în fața unei uși care semăna cu ușa unei biserici. Acolo înăuntru, mulțimi nenumărate și așteptau rândul. Eu se făcea că eram mai marele acelei trapeze. În acel loc vă vedeam pe voi stând lângă mine. Tăiați niște prescuri mari și mi le aduceați. Lumea cealaltă stătea pe două rânduri, pe unul cei vii, iar pe celălalt cei adormiți. Le împărțeam tuturor câte o porție de binecuvântare și plecau cu toții bucuroși. Vedeam înăuntru pe mulți cunoscuți ai mei, pe cei ce aveam scriși în pomelnice, vii și adormiți. Fratele atunci s-a luminat, a înțeles: părinte, acestea au fost pentru mine. Mi-ai dezlegat nedumerirea și îndoielile. Acum înțeleg ce mare folos au rugăciunile și pomenirile care se fac la proscomidie pentru întreaga lume. În biografia starețului eroschimonah Samson Sivers, supranumit Ava de Foc, citim că îi plăcea să săvârșească proscomidia și să-i pomenească pe adormiți, fapt care îi aducea o mare mângâiere, căci fără pomenirea celor adormiți, el nu putea trăi. Părintele Zaharia Zaharut destăinuie ceva similar: când am devenit preot, am descoperit cu bucurie, dar și cu cutremur, că pomenind numele credincioșilor la Sfânta Proscomidie, era ca și cum aș fi rostit rugăciunea lui Iisus. Fiecare nume pe care îl pomeneam îmi aducea valuri de mângâiere dumnezeiască. Atunci am înțeles că pomenirea numelor la proscomidie are aceeași putere ca și rugăciunea lui Iisus. Deși după spusele altora, cum am văzut deja, pomenirea la proscomidie are putere mai mare decât această rugăciune. Arhimandritul Ioan Crestinianchin îi scrie unei corespondente: e bine tot ce ați făcut pentru fiul dumneavoastră, decedat. Trebuie să vă rugați și să-l pomeniți la slujbe, începând chiar din ziua morții. Aceasta este foarte important pentru cel adormit. Pe parcursul primelor 40 de zile este necesar un ajutor stăruitor, fiindcă omul pătrunde într-un tărâm necunoscut, intră lumea în văzduh, acolo unde sunt demonii, vămile. Deci fiindcă omul pătrunde într-un tărâm necunoscut, iar rugăciunea de mamă are o putere deosebită. Însă mult mai important este să fie pomenit la Sfânta Liturghie, unde se scoate pentru cel adormit părticică la proscomidie. Vedeți din nou aceeași idee. Pomenirea numelor la proscomidie are mai mare putere decât orice rugăciune, fie chiar și rugăciunea mamei pentru copilul ei. De ce? Pentru că lucrarea proscomidiei nu e una pur omenească, cum e rugăciunea mamei pentru copil, ci e o lucrare divino-umană, teandrică. Pe de altă parte, din mărturirile de mai sus, concluzionăm că pomenirea de la proscomidie aduce mângâiere și celor pomeniți, dar și celor care îi pomenesc. Părintele Arsenie Papacioc sublinează și el că preoții sunt rugați să dea mare atenție la proscomidie, celor pe care i-a luat apa, celor care s-au săvârșit sub dărâmături, care au murit de moarte năpraznică, pe toți să-i pomenească. Tot el amintește de istorisirea Sfântului Macarie cel Mare, cărea căpățâna unui preot păgân, atinsă de el cu toiagul, i-a spus că cel mai greu chin din iad este că nu vede nimeni fața altuia decât spatele lui, adică singurătatea în comun. Căpățâna a adăugat însă: dar când te rogi pentru noi, în parte vede fiecare cineva fața celuilalt. Apoi bătrânul de la Techirghiul exclamă: dați-vă seama, noi avem proscomidia, adică mai mult decât rugăciunea unui sfânt. Te rogi pentru tot neamul, pentru tot orașul, pentru toată lumea pământului. Și asta pentru că la proscomidie pui o părticică și este persoana prezentă, prezentă în realitate. Vedeți cum a spus și starețul Tihon din Muntele Athos: tu când pui părticică pentru sfinți, sfinții sunt prezenți acolo. Și iată aici ce spune: pui o părticică pe disc și persoana pentru care ai pus-o e prezentă în realitate acolo.
lucru de care ne încredințează și Părintele Constantin Ecula. Pe de altă parte, aș remarca și faptul că Dumnezeu rânduiește adesea din mila sa, ca în familii, să moară mai repede cel mai puțin credincios, pentru ca celălalt să se poată îngriji de slujbe pentru sufletul lui. Unei alte femei, al cărei fiu dispăruse fără veste, Părintele Ioan Crestinian chiar îi recomandă ca acesta să fie pomenit în mod deosebit la proscomidie și după prefacerea Sfintelor Daruri, după anafora, după ce Hristos se întrupează în darurile de pâine și vin. Iată și o întâmplare relatată de Părintele Gavril, starețul mănăstirii Dionisiu din Muntele Athos. Într-o mănăstire trăia un preot foarte evlavios. Acesta era puțin învățat, dar avea credință puternică, virtute pe măsură și multe nevoințe duhovnicești. Rămânea la proscobidie în picioare timp de mai multe ore, cu toate că de oboseală venele îi pogneau și îi supurau. De multe ori, din cauza aceasta, apăreau pe jos pete de sânge de la rănile picioarelor lui. Până în ultima clipă a fost omul jertfei și a plecat la Domnul imediat după ce a săvârșit Sfânta Liturghie. Cum nu era prea învățat, din neștiință, nu așeza miridele pe Sfântul Dis după rânduială. Adică, așa cum stă preotul spre disc, el în partea stângă a agnețului, a lui Hristos, a mielului lui Dumnezeu, se pune părticica pentru Maica Domnului, iar în partea dreaptă se pun părticile pentru cele nouă cete, pentru îngeri și pentru cetele de sfinți. Dar acesta fiind mai neînvățat, el din neștiință le punea invers. Așa, odată a vizitat mănăstirea un arhiereu, s-a îmbrăcat în veșminte, apoi a mers la proscomidie să-și facă și el pomenirile. Proxomedia fiind pregătită și încheiată, urmând ca acesta doar să pomenească. Observând că preotul nu așezase corect miridele, i-a zis: Părinte, ai inversat pe Maica Domnului cu cetele sfinților. Nu te-a văzut nimeni până acum cum ai făcut proscomedia? Ba da, a răspuns acela. În fiecare zi când slujesc, mă vede îngerul slujitor, dar nu-mi zice nimic. Mă iertați că neînvățat cum sunt, am făcut asemenea greșeală. De acum înainte voi lua seama. Episcopul s-a trezit la realitate și a zis: cine ai zis că te slujește? El i-a crezut că are vreun frate. N-ai cu tine vreun frate acolo? A întrebat episcopul. Nu, a zis el, e doar un înger al Domnului. În altă zi, fiind încă întuneric, când bătrânul preot a mers ca de obicei la Sfântul Altar ca să facă proscomidia, îngerul Domnului a coborât la el. Pe când se închina, îngerul a văzut că preotul așezase bine miridele. Le așeza bine, i-a zis. Da, dar tu ai știut de atâția ani că greșesc și nu mi-ai spus să mă îndrept? Am văzut, a recunoscut îngerul, dar n-am fost îndreptățit să o fac. Eu nu sunt vrednic să corectez pe preot, ci am poruncă de la Dumnezeu doar să-l ajut și să-l slujesc. Desigur, locul unde sunt așezate miridele pe disc e secundar. Esențial e să fie așezate și cum sunt așezate, în ce fel, cu ce stare le pune acolo preotul pe disc. Desigur, nu e rău să există o rânduială, cum a fost cea stabilită de Patriarhul Filotei în secolul XIV și care s-a impus, dar aceasta are o mult mai mică importanță decât pomenirile în sine. Sfinții nebuni pentru Hristos sunt cei care evidențiază cel mai bine aceasta. De exemplu, în viața Sfântului Teofil cel nebun pentru Hristos, citim că pe când acesta viețuia în Sihăstria Chitaev, Iov, întâi stătătorul acestea, se zmintea mult de el. Acesta făcea acele nebunii într-o Hristos. Și astfel el a înaintat un denunț împotriva acesta la mitropolitul Filaret de la Kiev. Între nemulțumirile, între reclamațiile lui de acolo apare și aceasta. Scrie: la proscomidie, Părintele Teofil nu pune Sfânta Prescura, adică Agnețu, la mijlocul discului, ci îl pune în partea stângă. Vedeți, aceste lucruri sunt de neînțeles. Pentru noi cumva pot să pară așa ca un fel de blasfemie sau ca un fel de neorânduială, dar el făcea aceasta în nebunia lui pentru Hristos. Și atunci acesta se zmintea că nu venea Agnețul pus exact pe mijlocul Sfântului Dix, scrie acolo. La proscomidie, Părintele Teofil nu pune Sfânta Prescură la mijloc, ci pe marginea stângă, încât totul poate lesne să cadă pe jos. Acela fiind un învăzător cu Duhul, știa că nu vor cădea. Iar restul locului îl umple cu părticele și nici pe acestea nu le așează după rânduială. Dar vedeți ce am spus, ceea ce contează era cum umplea, era faptul că el umplea discul cu părticele și el o făcea cu durere și cu dragoste. Și ceea ce mai contează, deci e aceasta, cum am spus, cum pomenești numele. Iată, am găsit într-o carte a părintului Vasile Instrate, acesta mărturisește despre parohienii săi de la Budești, din Bistrița. El spune: m-am identificat cu ei
prin fiecare miridă așternută pe Sfântul Disc. Le-am cunoscut fiecare ungher al sufletului, le-am iubit simplitatea și curăția, și neputințele și lipsurile. Preotul, prin consumarea miridelor pentru vii și morți, la final, își mănâncă în mod simbolic credincioșii. În acest fel, el își poartă credincioșii cu el în adâncul ființei sale, oriunde s-ar afla, indiferent de vrednicia sau nevrednicia preotului. Ei sunt acolo. Vedeți ce expresie inspirată, zice, m-am identificat cu ei prin fiecare miridă așternută pe Sfântul Disc. Părintele Crăciun Opre săruta mirida cu numele Părintele Ioan Sabău înainte de a o așeza pe disc. Un gest similar am găsit la Părintele Constantin Necula, care se destăinuie, nu știu ce mi-a venit într-una dintre duminici, că am zis, pomenește Doamne pe bunica mea Eliana, am pupat mirida și am pus-o pe disc. Și iată o altă mărturie care mi-a plăcut a unui episcop, vorbește despre miridele așezate cu nevrednicie, dar mare nădejde pe Sfântul Disc. Într-adevăr, noi preoții suntem nevrednici de această lucrare, dar le așezăm acolo numai cu durere și dragoste și cu multă nădejde. Păstrez în inima mea, spune el mai departe, și în rugăciunile mele, pe cei mai mulți dintre oamenii întâlniți în drumurile vieții mele și așez merit miridele la Sfânta Proscomidie într-o netrecătoare pomenire. Există, cred, în fiecare dintre slujitorii Sfântului Altar, pe lângă pomenicile scrise pe hârtie, un pomelnic al inimii, cu nume care n-au cum să scape vreodată. Miridele așezate pe Sfântul Disc înainte de liturghie ne arată că nu suntem singuri și mai ales că nu ne putem mântui singuri, ci doar în comuniune cu alții. Anarghiros Caliatsos, un apropiat al Sfântului Porfirie, mărturisea despre marele bătrân. Rugăciunile pe care le spunea în timpul proscomidiei le spunea cu atâta râvnă, atât de intens și de nuanțat, încât mișcau chiar și pe cei mai necredincioși și învârtoșați. Îmi este cu neputință să uit felul în care se ruga pentru vii și pentru morți. Acel pomenește, Doamne, pe robul Tău cu tare, îl cerea de la Dumnezeu cu atâta dulceață și cu un ton atât de rugător, încât ar fi fost imposibil ca Dumnezeu să-l refuze. Cred că în același fel pomenea și Părintele Arsenie Papacioc, de vreme ce mărturisește despre foștii camarazi din temnițe comuniste. Cu o bucurie greu de explicat, la proscomidie îmi amintesc de toți aceștia ca pe niște luptători alături de mari voivozi ai țării. În același sens, vine și o mărturie a unui ucenic al său, de pe când viețuia la mănăstirea Cheia, ierodiaconul Iustinian Stoica. Părintele ținea foarte mult la lucrarea proscomidiei, pe care o făcea cu grijă și cu toată căldura sufletului său, pomenind cu multă râvnă pe cei vii și pe cei morți, dar îndeoseb pe marii voivozi ai neamului. Nu întâmplător, Părintele Arsenie afirma, proscomidia este cel mai mare ajutor care se poate aduce morților și viilor. Și nu se face izolat, se face continuare cu liturghia credincioșilor. Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici cu Sfântul Tău sânge, rostim la punerea părticelor în Sfântul Potir. Păi bine, frate, întreabă el, este puțin lucru să salvezi o lume într-un ceas și jumătate, două, cât fac Sfânta Liturghie? Cu altă ocazie a reluat tema. Proscomidia este cel mai mare lucru în cer și pe pământ. La Sfânta Proscomidie, în cadrul Sfintei Liturghii, se petrec lucruri de uimire. Ajută foarte mult pe cei adormiți. De aici ne devine foarte clar faptul că acestor oameni, Dumnezeu le descoperea și alte lucruri, dar care nu le era îngăduit să ni le spună și nouă. De aceea Părintele se mărginește aici, la spune, la Sfânta Proscomidie se petrec lucruri de uimire. Această viziune se întrevede și din epistolele sale. El îi scrie unei corespondente. Vreau să știi că nu te-am lăsat din Sfânta Pomenire la Proscomidie niciodată. Vreau să fie asigurată că aceasta doresc să o fac în toată viața mea cu mare plăcere și încredere. Al cuiva îi scrie, vă pomenesc cu mare dragoste, cu satisfacție și cu libertate la proscomidia Sfântului meu altar. Sau altuia care trăia în concubinaș cu cineva îi spune, fiule, reglementează problema asta, că mi-aș dori mult să te pomenesc la proscomidie, dar până nu ți-o reglementez, nu o să te pot pomeni. Întrebat, cum întâmpinăm persoanele care au probleme psihologice? Bătrânul de la Techirghiol răspunde, este o problemă foarte grea, dar eu am o tactică. Le citesc rugăciuni pentru vindecarea lor cu ajutorul Dumnezeu, îi pomenesc la proscomidie, mă iertați, în biserică. Pot desigur să se și împărtășească, dar depinde de gradul de nebunie în care se află. Adică, sunt unii care riști să scui pe Sfânta Împărtășanie și atunci trebuie să ai discernământ, să știi după gradul lor
după problemele care le-au dacă îi împărtășești sau nu. Dar principalul este să-i pomenești acolo, cum spunea de fapt și Sfântul Paisie și Sfântul Porfirie. Realizăm că părintele îi pomenea la proscomidie pentru că el simțea eficacitatea acestei pomeniri asupra stărilor de sănătate. Pe aceeași linie, cu cei de mai sus, Sfântul Ioan de Croșta sfătuia: când se scot miridele, numele trebuie pomenite cu dragoste. În scrierile sale pot fi găsite numerate pasaje în care acesta vorbește cu ardoare, fără seamăn, despre însemnătatea Sfântului Disc, care la sfârșitul proscomidiei reprezintă simbolic biserica în integralitatea ei. El afirma: liturghia este cina cea de taină, cina iubirii lui Dumnezeu pentru neam omenesc. În jurul Dumnezeescului Agneț se adună pe disc vii și adormiții, sfinții și păcătoșii, biserica luptătoare și biserica triumfătoare. Apropo de modul în care trebuie pomenite numele la proscomidie, cei ce slujeau împreună cu ierarhul Vasile, episcop de Cineșma, vedeau că în vremea proscomidiei pe obrajii lui curgeau în belșuga lacrimile, cum am văzut mai sus la acel isihast anonim. Că în acest mod trebuie pomenite numele, se vede din relatarea arhimandricului Maniacas Dionisos, relatare datând de după ce acesta a fost recent hirotonit preot la mănăstirea Dionisiu din Muntele Athos. Iată ce notează: l-am vizitat pe starețul Paisie la Panaguda, lângă Caries. Am stat de vorbă cu el despre multe lucruri și importante. La final, înainte de a pleca, l-am rugat să-mi dea un oarecare sfat special, ca dar pentru hirotonia mea recentă. Atâta timp am vorbit, binecuvântatule, cu tine și mai vrei și dar, adică toate cuvintele unui sfânt sunt niște daruri pentru noi. Toate acestea pe care ți le-am spus, oare ce sunt? Eu însă stăruiam în mod supărător: nu, vreau un sfat, altfel nu plec de aici. Totuși, înainte de a relata continuarea acestei întâmplări, este important să facem o paranteză pentru a istorisi întâmplarea de mai jos, care se petrecuse cu puține zile înainte, anume, de Paști, la mănăstirea Dionisiu, egumenul, părintele Harlambie, avea excesiv de multe nume de pomenit. Timpul înainta și acelea nu se mai terminau. M-am apropiat de el, deci spune acest tânăr preot, m-am apropiat de la un moment dat și am zis: Gheronda, se face ziua și numele nu se mai termină, nume mai mult decât toți locuitorii Pireului la un loc. Nu se poate să le lăsăm, să le pomenim pe toată durata săptămânii iluminate, câte puțin. Mi-a aruncat o privire aspră și mi-a zis: ce spui, părintele meu? Astăzi trebuie, când este Paștele, trebuie să le pomenim pe toate. Atunci eu m-am întors către ceilalți preoți și între glumă și serios le-am zis: părinților, se face ziua și părintele stareț n-are de gând să înaintăm cu slujba. Aruncați o privire peste nume ca să terminăm stivele. Și am completat într-un mod propriu: cu privirea, părinților, cu privirea, ca să terminăm odată. Altfel spus, pe repede înainte, doar să le ștergeți cu privirea. Așadar, pe când stăruiam la starețul Paisie să-mi spună ceva personal și ajungând aproape de poarta exterioară a chiliei sale, mi-a zis: în sfârșit, dacă stărui atât de mult, să socotești ca dar ceea ce îți voi spune acum. Așadar, atunci când pomenești nume, nici să nu te lenevești, nici să nu fii fără chef, nici să citești numai cu privirea, ci unul către unul și să spui în minte fiecare persoană deosebi, să-ți faci proprie durerea ei, problema ei și încercarea ei. Și să știi că în acel moment când voi, preoții, pomeniți cu frică, Dumnezeu face minuni. Altfel, mai multă vrednicie voi avea eu în ochii lui Dumnezeu, care, să zicem, îmi vopsesc încălțările și spun o rugăciune. Adică fac o activitate cotidiană rugându-mă, decât voi, preoții, care chipurile pomeniți la proscomidie, dar în fapt nu spuneți nimic, făcând-o fără inimă, doar ștergând cu privirea pomelnicele. Deci vedeți, și aici încă o dată se vede, rugăciunea la proscomidie e mai mare decât rugăciunea unui sfânt. Deci dacă preotul face rugăciunea aceea cu evlavie, într-o stare duncească bună, rugăciunea aceea e mai mare ca unui sfânt. Tot marele bătrân învăța pe clerici: dacă ne rugăm pentru alții, să ne așezăm pe noi înșine în locul acelora și să ne rugăm cu durere. Pentru preot nu-i de ajuns numai să scoată părticele la Sfânta Proscomidie și să rostească numele oamenilor în chip formal, ci să se roage pentru fiecare cu durere. Știți, el are cartea aceea cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Așa trebuie făcute pomenirile. Similar, un alt bătrân atonit a sfătuit pe un prezviter: ei, părinte, numele, unul câte unul, nu din ochi. Sfântul Nectare din Eghina obișnuia să se roage, să se roage așa: să-i țină Dumnezeu sănătoși pe toți cei ce m-au susținut economic în acest demers. E vorba de editarea unor cărți duhovnicești.
Și îi avea întotdeauna în rugăciunile sale pe cei care îl ajutau, în special pomenindu-i la proscomidie, tocmai pentru că știa că această pomenire este cea mai eficace. În noaptea dinspre 13 spre 14 iunie 1958, la mănăstirea Slatina și la alte mănăstiri din Moldova, securitatea a operat arestări masive din rândul monahilor. Irodiaconul Iustinian Stoica arată că numărul mare de oameni arestați îi pomeneam pe toți la Sfânta Proscomidie și la Psaltire, dovadă că din practică știau eficacitatea pomenirii de la Proscomidie. Pe când părintele Iulian de la Prodromu viețuia încă la mănăstirea Sihăstria, a murit un bun prieten al său, părintele Pahomie. El povestește: l-am pomenit tot timpul la Proscomidie zilele acelea, era de rând la altar, chiar când murise părinte Pahomie, l-am pomenit tot timpul la Proscomidie zilele acelea. Am intrat a doua oară de rând la biserică, la altar, la aproape 40 de zile de când murise. Era într-o seară, stăteam pe pat și mă gândeam. Deodată a apărut el, dar nu așa cum era înainte, galben ca un tebecist, ci roșu și frumos la față. A intrat pe ușă zâmbind și cum l-am văzut, am zis cu bucurie: părinte, nu mai ești așa, ești altul, te-ai făcut altul. Eram zguduit de emoție și de frică. Nu mai ești așa ca înainte, Duhul Sfânt te-a făcut astfel, Duhul Sfânt te-a înnoit, te-a făcut așa. El a venit zâmbind spre mine, s-a apropiat, s-a așezat lângă mine pe pat și îi zic: ia-mă și pe mine acolo, părinte Pahomie. El a zâmbit și deodată a dispărut. De atunci nu l-a mai văzut niciodată. Da. Deci aici vedeți, părintele fusese bolnav, probabil murise de TBC, starele precare, și iată, vedeți, cele 40 de zile, datorită faptului că a fost un om nevoitor, un om plăcut lui Dumnezeu, pomenirile la 40 de liturghii l-au dus într-o stare și mai bună decât cea în care fusese pe pământ. Preotul Sava Zararis din insula Rodos a relatat că a cunoscut un cleric care sluja într-un sat. În momentul în care începea proscomidia, auzea dintr-un dulăpior aflat în apropiere niște zgomote ciudate. Se întreba ce se întâmplă. Se gândea că poate este vreun șarpe sau vreun șoareci acolo. A deschis dulăpiorul și ce credeți că a găsit? Iar acolo erau teancuri mari de pomelnice. S-a gândit că sunt nepomenite și a început să le pomenească în fiecare zi la dumnezeiască liturghie câte o parte din ele. După ce le-a pomenit pe toate, au încetat și zgomotele din dulap. Aceasta s-a întâmplat pentru că pomelnicele nu fusese repomenite. Vedeți, preoții luaseră pomelnice, încasaseră banii, dar pomenirile nu le făcuseră. Părintele Sava a conchis, preotul trebuie să aminte să pomenească toate pomelnicele și niciodată să nu le neglijeze. O credincioasă din Serbia, pe nume Slavka, dintr-un sat de la Valievo, a visat pe cumnata sa răposată, Milka. Aceasta îi întindea o bucată de hârtie pe care scria proscomidie. Milka deci îi poruncea să se săvârșească 40 de liturghii pentru ea, ceea ce Slavka a și făcut ducându-se la părintele Iustin Popovici. Deci iată, deci, câteva întâmplări mai înainte expuse, în care cei adormiți, într-un mod neînțeles pentru noi, ne transmit că au nevoie de pomenire la proscomidie. Părintele Efrem Filoteito explică: fiecare părticică care cade de pe disc în Sfântul Potir este un suflet care mai înainte se pomenește la Sfânta Proscomidie și în continuare la Sfânta Treime. Atunci slujitorul rostește: spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici cu cinstit sângele Tău. Adică a curățit cu desăvârșire păcatele acestor suflete care s-au pomenit prin Sfintele Miride. Așadar, acest suflet care cade în Sfântul Potir, în sângele lui Hristos, prin miridele corespunzătoare, este spălat de păcatele lui. Însă nu doar cei adormiți profită de pomenirile de la proscomidie. Dimitri Semenic, vorbind despre problemele din căznicie, arată că adeseori se întâmplă ca preotul duhovnic, dorind să-i sprijine pe soții aflați în pragul divorțului, se roagă pentru ei în altar, scoțând părticele la proscomidie, părticele care apoi sunt turnate în potir, unde prin sângele lui Hristos se spală păcatele acelora. Această taină a Sfintei Euharistii îi ajută pe oameni să dezlege foarte multe noduri din relațiile lor, ca și rugăciunea personală împreună. Ne întrebăm cum ar trebui să vină credinciosul la Sfânta Liturghie. Pe lângă pregătirea duhovnicească, desigur, nu sar direct din pijama în biserică la Sfânta Liturghie. Să faci un pic de rugăciune dimineața. Marele liturghist Robert Taff răspunde: în satele grecești, deci nu orașele, spune, în satele grecești, vedeți, pentru că la sat
tradiția se conservă mai bine. Au fost mai mulți liturgiști care au constatat această lege a vieții duhovnicești. Cu cât un sat e mai îndepărtat de oraș, cu cât e mai la munte, cu atât acolo se păstrează cu mai multă acrivie vechile obiceiuri. Deci spune el, în satele grecești, fiecare familie aduce la liturgia duminicală 7 daruri. O prescură, o sticluță cu vin, un de lemn pentru candele, o lumânare, câteva boabe de tămâie, o monedă și dipticele, adică pomelnicul cu vie și adormiția ai familiei. În Rusia sunt aduse atât de multe prescuri, acest Robert Taft, unul din cei mai mari liturgiști din secolul 20, el a fost romano-catolic, a trecut mai apoi la greco-catolici și la sfârșitul vieții a vrut să devină ortodox, dar probabil au fost niște ispite și împiedicări din partea coreligionarilor săi, că n-a putut să devină ortodox. Dar am mărturii în acest sens. Deci acest om a fost și a vizitat țările ortodoxe și el a constatat că acolo e duhul acesta adevărat al creștinismului. Și a zis el, a mers în Grecia, a văzut acest obicei, a mers apoi în Rusia. Zice, în Rusia sunt aduse atât de multe prescuri, încât la slujbă trebuie să ia parte și preoți care nu slujesc la liturgia cuvântului, la prima parte, care să scoată în continuare miride până la intrarea mare, adică până la aducerea potirului și discului de la proscomitiar pe Sfânta Masă. Iar darurile care rămân, adică acele prescuri din care n-au apucat să scoată părticele, sunt păstrate pentru următoarea liturgie. Am văzut și în România un șir constat de credincioși mergând la ușa diaconească dimineață noaptea iconostasului, adică la proscomitiar, ducându-și prescurile chiar și după ce liturghia a început. Aceasta mai ales în Oltenia s-a păstrat acest obicei, în Ardeal le aduce crâznicul. În Rusia, unele biserici sunt supraaglomerate, se împărtășesc numeroși credincioși. Este consacrat un singur agneț, adeseori de dimensiuni impresionate de până la 20 de centimetri cubi, fiind purtat pe un disc enorm alături de alte discuri pe care se găsesc nenumărate miride de la pomenirea celor vii și celor adormiți. Tot în Rusia, o credincioasă venită în pelerinaj s-a apropiat de Sfântul Ioan din Kronstadt, oferindu-i câteva prescuri și spunându-i: vezi prescura asta? Din ea s-a scos o miridă pentru sănătatea ta la mănăstirea Sfântului Tihon din Zadonsk, din asta la mănăstirea Sfântului Tihon din Kaluga, din asta la Lavra Peștelor din Kiev, din asta la Lavra Preacuviosului Serghie. Vedeți, de aici vedem nu doar evlavia credinciosului simplu, ci și faptul că acesta cunoștea importanța scoaterii miridelor. Acum aș vrea să trec la un scurt subcapitol, greșeli în ce privește miridele și proscomidia. Despre un sfânt grec din secolul 20, de o simplitate uluitoare, Sfântul Eumenie, citim că, odată ducându-se la proscomidiar cu simplitatea lui, să pomenească un binefăcător al leproșilor, el oficia la un așezământ de acesta de leproși, zeci de ani a fost acolo și nu s-a îmbolnăvit niciodată. Și deci el s-a dus să pomenească un binefăcător al leproșilor pe care îi slujea, despre care nu știa că este romano-catolic. El a primit imediat înștiințare în chip duhovnicesc prin înger, că nu trebuie să-l pomenească pe acel om la Sfânta Proscomidie. Îngerul i-a spus: Părintele Eumenie, nu pune părticica aici pe Sfântul Disc. Numai cei care aparțin bisericii sunt pomeniți aici. Numai cei ortodoxi în credință. Așa că atenție ecumeniști la ce spune îngerul. Vladica Antonie Mărturisitorul, un mare isihast rus din secolul 20. După ce a ieșit din lagăr, așa cum relatează un ucenic, primea foarte multe scrisori în care oamenii își scriau mărturisirea și multe pomelnice pentru cei adormiți. Când Vladica scotea părticele la proscomidie, unele de ele zburau într-o parte. Deci nu numai că se mișcau pe disc de acolo, ci pur și simplu zburau de pe disc. Eu, neînțelegând aceasta, îl întrebam ce se întâmplă cu sufletele acelor oameni. El îmi zicea, sunt negre, pe acestea nu le putem pune în potir. Printre ele erau și sinucigași și nebotezați. Și asta o să vedem un pic mai încolo, că aceștia tot la fel nu pot fi pomeniți la proscomidie. Deci, din nou, atenție ecumeniști, părticele celor care nu erau botezați ortodox zburau într-o parte de pe Sfântul Disc. Unii clerici, cunoscuți ai schia arhimandritului Ieremia din Basarabia, dau mărturie că, dacă sunt pomeniți cei care n-ar trebui să fie pomeniți dintre cei vii, au văzut ei personal sărind părticele de pe Sfântul Disc. Se spune că vine îngerul și scoate afară părticele celor care nu trebuie să fie pomeniți. O greșeală făcută de unii preoți, mai ales vara,
când e foarte cald și aceștia sunt răi de căldură, este folosirea doar a epitrahilului, a proscomidie. Deși preotul trebuie să fie îmbrăcat cu toate veșmintele când oficează, pentru că am văzut ce? Că acolo Hristos e prezent de la început, da? Cu epitrahilul la vecernie, nu la proscomidie. Se știe că exagerările și greșelile vin în general din necunoaștere sau dintr-o insuficientă cunoaștere. Părinții Adrian Făgețeanu și Mihail Stanciu de la Mănăstirea Antim enumără printre inovațiile liturgice nepermise și fără vreo bază în Sfânta Tradiție și împărțirea de părticele de miride luate de pe Sfântul Dis și date credinciosului, cu mențiunea că ele sunt mai mari în sfințenie decât aghiazma și anafora și se iau după o zi de post total. Aceasta e o mare greșeală și nu are nicio bază, absolut nicio bază. De aceea, între păcatele pe care preoții trebuie să le mărturisească la spovedanie, se numără și, scriu ei în carte, am scos părticele și le-am dat poporului acasă. Tot la acest capitol mai sunt enumerate, m-am lenevit a pune cereri pentru diferite nevoi la proscomidie, cereri aflate spre sfârșitul liturghierului, mi-au rămas nepomenite pomenicile viilor și ale morților. Deci trebuie, confrați preoți, dacă am făcut asta, să ne spovedim neapărat, că altfel moară, piatră de moară de gând ne este în lumea cealaltă. O altă greșeală remarcată de arhimanditul Epifanie Teodorolopulos în Grecia, el spune așa: voi femeile, când mergeți să luați anaforă, cere să veți dea anaforă din prescura cu care s-a făcut înălțarea. Adică preotul a înălțat prima prescură în dreptul capului aici și de acolo a început, din ea a scos agnețul. Și atunci în popor s-a făcut o vorbă, dar fără ca ea să aibă o bază, în care se spune: domnule, anafora care o scoate preotul, care o taie preotul din acea prescură, din ce a rămas din acea prescură din care a scos anețul, e deosebită, e mai sfântă decât celelalte. Și atunci părintele Epifanie le ceartă pe femei, zice: voi când mergeți să luați anafora, cereți la preot să vă dea din aceea, din prescura din care s-a făcut înălțarea. Socotiți că altă binecuvântare are anafora obișnuită din alte prescuri și altă are din prescura aceasta folosită la înălțare, la începutul proscomidiei. Deși toate sunt binecuvântate, toate au aceeași binecuvântare. De multe ori însă femeile acordă o importanță aparte acestei prescuri. Acum, încă o întrebare: pentru cine nu pot fi scoase părticele la proscomidie? Am văzut deja că nu pot fi scoase pentru non-ortodoxi, pentru nebotezați, nici pentru sinucigași nu pot fi scoase. Nu pot fi scoase nici pentru ortodoxii care au căzut într-o erezie. În acest sens, părintele Teodor Zisis, un fost prestigios profesor la Facultatea de Teologie din Tesalonic și un om care a arătat încă din 2016 ereziile sinodului din Creta, afirmă: biserica toată se găsește pe Sfântul Disc al proscomidiei. Câți nu sunt pomeniți acolo, se află în afara bisericii, eretici și schismatici. Așadar, nici schismaticii nu pot fi pomeniți. Arhimandritul Epifanie Teodorolopulos exprimă aceeași idee. În rugăciunile individuale îi putem pomeni pe cei ce nu sunt în comuniune cu biserica, la proscomidie nici de cum. Părintele Zaharia Zaharu clarifică și el: dacă la proscomidie mă rog pentru o familie de 6 persoane, din care doar 2 sunt ortodoxe, scot părticele doar pentru acestea 2 care sunt ortodoxe. Cuviosul Paisia Ghioritu precizează la rândul său: nume de catolici, de martori al lui Jehova, de sectanți, nu se pot pomeni la proscomidie. Pentru aceștia nu se pot scoate miride și nici parastase nu se pot face. Prin urmare, nici ortodoxii care au trecut la sectari și astfel au devenit eretici nu pot fi pomeniți. Pe un ortodox al cărui prieten trecuse la penticostali, Sfântul Paisie l-a sfătuit să nu dea numele lui preoților să-l pomenească la Sfânta Proscomidie. Părintele Ilie Cleopa sublinează și el că părticica nu o pot scoate decât pentru un nume ortodox. Singhelul Ioan Buliga face și alte precizări. La vii nu-i pomenim pe cei care nu sunt ortodoxi, pe cei care trăiesc necununați, în concubinaj sau în curvie, nu-i pomenim pe alcoolici, iar la proscomidie, la Sfânta Liturghie, n-ar trebui să le scoatem părticele celor care refuză să meargă la biserică și trăiesc după bunul plac. Pe aceștia îi putem pomeni la catis sau psaltire. În perspectiva bisericii primare, ceea ce afirmele este corect, deoarece aceștia nu se încadrează nici măcar în rândul credincioșilor ce făceau penitență și care nu aveau voie să stea în față în biserică, ci numai în spate cu catehumenii.
Despre părintele Arsenie Papacioc s-a remarcat că deoarece avea multă dragoste către toți, fără deosebire, cei de alte credințe, acolo în Dobrogea știți că existau și musulmani și alte credințe acolo, cei de alte credințe simțeau că Harul lui Dumnezeu lucra prin părintele Arsenie și îi putea ajuta și pe ei. De aceea locuitorii tătari, turci sau de alte confesiuni din Kirghiol și de prin împrejurimi veneau lăsându-i pomelnice și cerându-i să se roage pentru ei. Marele bătrân mărturisește: îi pomeneam și eu pe unde puteam, că la biserică, la proscomidie, nu puteam. Un cunoscut al acestuia, am spus asta deja, despărțindu-se de prima soție, a cunoscut pe altcineva, iar părintele l-a îndemnat: dacă ți-ai găsit pe altcineva, grăbește-te, dă-te cu nună ca să te pot pomeni la Sfânta Proscomidie. Arătând prin aceasta că cei care trăiesc necununați nu pot fi pomeniți la proscomidie. Cei din această categorie, la mănăstiri precum Prodromul, sunt pomeniți la psaltire. Marele stareț Leonid de la Optina aduce și el clarificări pe această temă. Nu trebuie pomeniți la proscomidie păcătoși ortodoși care se află în stare de nepocăință, în rătăciri și schisme. După tâlcuirea învățăturilor bisericești, prin unirea părticelor scoase pentru numele lor cu Dumnezeu cu sânge, nu curățire, ci mare osândire este pentru ei. Însă pentru păcătoșii care se căiesc și pun început bun, putem să ne rugăm și putem să dăm pomelic la proscomidie, pentru că îi ajută să iasă din starea aceea. Dacă iau o intenție bună și vor să schimbe viața, ei pot fi pomeniți. Și în molitfelnic găsim avertizmente similare. De exemplu, prea curvind și care va face curvie pe față, de nu o va părăsi să nu se primească în Sfânta Biserică și nici să scoată preotul la Sfânta Proscomidie miridă pentru dânsul, că o sândă este lui aceasta. Arhimanditul Rafael Carelin opinează că cei neîmbisericiți, adică cei care nu calcă pe la biserică, este mai bine să-i pomenim la rugăciunea personală, nu la proscomidie. Ieroschimonahul Ieremia din Basarabia are însă o opinie parțial diferită de cele exprimate mai sus. El spune așa: dacă e sectar, nu-l pomenesc. Dacă s-a lepădat de Dumnezeu, nu-l pomenesc. Dacă și-a făcut moartea singur, s-a sinucis, nu-l pomenesc. Dar restul pe toți îi pomenesc. La fel procedează și părintele Silvestru Constantin, care, întrebat fiind cum să-i aducem la biserică pe cei care nu sunt în comuniune cu ea, nu vin la biserică, nu se spovedesc, nu primesc sfat, își spun că ești învechit, a dat următorul răspuns. Foarte mulți, se referă la ortodoxi și nepracticanți, foarte mulți sunt refractari, nu vin la biserică. Preotul trebuie să roage pentru ei și mai ales la proscomidie să scoată câte o părticică, ca Dumnezeu să le lumineze mintea să-i întoarcă către biserică, către lucrarea faptelor bune, să le mai scadă din mândrie, că de obicei suferă de acest lucru. Eu socotesc că dacă preotul face aceasta, Dumnezeu, pentru nevoința, stăruința și gândul lui cel bun, îi va ajuta. Nu putem să-i forțăm, să dăm buzna în viața lor, dar mi-a plăcut aici ideea, dar pomenindu-i la proscomidie, ce spune el, Dumnezeu poate să-i atenționeze în felul lui, să le vină gândul că s-au depărtat de Dumnezeu și că ar fi timpul să se întoarcă la el puțin. Nu trebuie să se întâmple nimic grozav, să sufere ceva care să-i zdruncine, dar există lucrări numai de Dumnezeu știute care îi pot face să se întoarcă. Părintele Arsenie Papacioc i s-a pus următoarea întrebare. Un om a refuzat Sfânta Împărtășanie pe patul de moarte. Îl putem pomeni pentru a-l salva? Iată răspunsul marului bătrân. Oameni de acest tip sunt pierduți și nu-i putem ajuta. Spune Mântuitorul, cel care nu crede se va osândi. Nu-i putem pomeni la liturghie, nici la rugăciune particulară, iată foarte dur. Nici la rugăciune particulară. Vedeți, înainte am auzit că pe sectanți, pe cutare, îi poți pomeni în rugăciune particulară să-i întorci. Dar iată, zice el, pe cel care refuză Sfânta Împărtășanie în ceasul morții, nu-l poți pomeni nici în rugăciune particulare. Biserica oprește să pomeni la proscomidie pe eretici, pe atei, care mor atei și pe oameni care păcătuiesc conștient, afirmând, păcătuiesc, nu mă interesează că mă judecă Dumnezeu. Sau pe cei care nu-L recunosc pe Dumnezeu nici acum. Am avut un caz, spune el, o doamnă, care spunea că bărbatul ei nu crede. L-am subliniat pe pomelnic că nu crede. Îl pomenim pe la acatiste, la altare, ca pe turci sau ca pe eretici, care sunt păgâni, că sunt ființe omenești, însă numai atât. Dar la proscomidie, în niciun caz. Dar pe creștinii care au murit în păcate, dar au recunoscut pe Dumnezeu, îi putem pomeni la proscomidie. Cu atât mai mult pe cei care au avut oarecare virtute. Părintele Efrem Filoteit învață.
Mult folos se dobândește din dumnezeiasca liturghie, prin părticica scoasă la proscomidie și prin parastase și celelalte slujbe. Nu există nicio îndoială în privința folosului primit de cei care s-au căit, care au avut o mică plămadă de virtute, dar datorită nepăsării, tândăviei, amânării, n-au apucat să frământe pâinea virtuților. La unii ca aceștia lipsa o plinesc rugăciunile bisericii și cele personale, milostenile, facerile de bine, toate prin covârșitoarea milă a lui Dumnezeu. Cât despre cei care s-au sinucis, Părintele Arsenie Papa Cioc declară: eu am găsit doar metoda asta, să se scrie morții cei mai apropiați ai sinucisului, ortodoxi fiind, fără el, și să fie consemnat așa și cu tot neamului ce l-a dormit. Aici ar putea intra și el și atunci lăsăm să delibereze Dumnezeu. Spunea cineva că se pomenesc după ce trec 7 ani. Știți, există o vorbă în popor, chiar eu am auzit-o, unii care au persoane din familie care s-au sinucis și după ce au trecut 7 ani vin la mănăstire și spun: uite, părinte, te rog să pomenești acum și pe cutare că au trecut 7 ani de când s-a sinucis. Dar iată ce spune Părintele Arsenie Papa Cioc: nu se pot pomeni nici după 7 ani, pentru că atunci s-ar sinucide toată lumea, dacă ar ști că după 7 ani ar merge la bine. Nu se pomenesc pentru că în materie de mântuire nu există timp, există veșnicie. Foarte interesantă această idee. Acum, înainte de a trece la ultimul subcapitol, vreau să vă povestesc o anecdotă, sau poate, probabil inspirată din realitate, pe care o povestește Dan Puric. El zice așa: un ieromonah bătrân îi cere un novice să meargă la farmacia din oraș să-i cumpere niște medicamente. Desigur, părinte, numai să-mi spuneți cum se numesc. Aulin și Midocalm, răspunde bătrânul. Aulin și Midocalm. Se auzi cum își repetă monahul în șoaptă numele medicamentului în timp ce le scria pe o foaie. Nu trecu mult timp și monahul bătrân își primi leacurile. Însă nu se știe cum respectiva hârtiuță a ajuns pe măsuța de lemn a monahului care vindea lumânări și care scria pomelnice. Care, negândindu-se prea mult, văzând acolo pomelnicul, luă pixul și scrie să se citească 40 de zile. Și astfel hârtia ajunse la altar. Și acolo și spertarea păcatului lui Gheorghe, Maria Vasile, Aulin și Midocalm. Citeau rând pe rând părinții la slujba de pomenire, pronunțând cei drept mai greu cele două nume ciudate. Așa o zi, două, până când într-o duminică dimineață la altar veni și bătrânul stareț, cel care luase medicamentele. Și atunci îi căzu privirea pe hârtiuța cu pricina, Aulin și Midocalm. Rosti el cu glas tare. Apoi, privind contrariat în jur, îl întrebă pe monahul mai tânăr aflând lângă el: măi băiete, cine să știa? Nu știu, veni răspunsul. Aulin și Midocalm. El, probabil memoria a jucat feste, nu mai știa el exact. Aulin și Midocalm, Aulin și Midocalm. Repetă din ce în ce mai contrariat bătrânul. Apoi decise: ăștia nu sunt ortodoxi. Scoate-i la proscomidie și pune-i la catist. Da. Acum, mă apropie de final, încă două subcapitole. Cine nu poate aduce daruri prescuri pentru Sfânta Liturghie? Biserica în vechime interzicea penitenților, adică creștinilor căzuți în păcate mari și care erau în perioada aceea în care trebuiau să-și facă un canon pentru a putea să împărtășească și a putea înainta în biserică. Deci în vechime, biserica interzicea penitenților să aducă prinoase la altar pentru că erau sub mustrare. Și astăzi, conform Sfintelor Canoane, preoții sunt obligați să nu primească darurile păcătoșilor vădiți, adică ale acelora care păcătuiesc pe față și zmintesc, care fac fără rușine păcatul și trăiesc liberi și după pornirile lor, cum nu se cade creștinilor. Biserica mai hotărăște că cel care este oprit de duhovnic de la Sfânta Împărtășanie nu poate să aducă daruri de pâine și de vin la Sfânta Liturghie. E logic, de ce? Pentru că el e sub canon. Fiind oprit la împărtășanie, preotul oprește pentru perioadă de timp în care el trebuie să facă un canon, el e în perioadă de penitență. În cartea Părintele Timotei Tanis, duhovnicul o floare bine mirositoare a bisericii, citim următoarea întâmplare. Odată o femeie și un bărbat care trăiau împreună fără a avea cununia religioasă, i-au adus părintului Manole o prescură, părintului paroh, dar acesta supărat a pus-o undeva pentru a nu fi slujită, el știind situația. Însă cei care ajutau la biserică acolo, crâznicii respectivi, au amestecat aceea între prescurile din coșurile de prescuri. Părintele Manole slujea în acea zi cu acest părinte Timotei duhovnicul. Și când părintele acela a venit acolo la biserică, l-a strigat și după aceea ce s-a îmbrăcat în veșminte, i-a propus să aleagă o prescură cu care să slujească, să înceapă proscomidia.
Părintele Timotei s-a uitat între prescuri și a zis: Părinte Manole, să duci prescura asta afară că miroase îngrozitor. Era exact prescura pe care o duseseră acei oameni care tăiau un concubinaj. Și părintele Manole s-a dus, a mirosit-o, n-avea niciun miros omenesc vorbind, dar la nivel duhovnicesc chiar puțea, pentru că aceia trăiau în puterea păcatului. Da? Și de aceea a zis, scoate prescura asta de aici, du-o de aici că miroase îngrozitor. Însă în momentul, în momentul în care părintele s-a uitat mai bine la prescura și a dat seama că era chiar prescura de la acei oameni necununați. Și acum, înainte de final, aș vrea să un penultim subcapitol care l-am intitulat Măreția proscomidiei. Sfântul Nicolae Velimirovici, privind la cele așezate pe Sfântul Disc, el exclamă următoarele: ce bogăție și ce slavă! Și pentru răposații noștri, părinți și frați, și pentru creștini în viață. Ce bogăție și ce slavă! Vremea și spațiul dispar. Devii contemporan cu toți acolo. Acolo ești în veșnicire, ești în pomenirea lui Dumnezeu. Deci vremea și spațiul dispar. Apartenențele etnice și naționale nu se iau în seamă. Doar împărăția mielului Dumnezeu și cetățenii săi. Miridele tuturor acestora le punem în potir, în cel mai sfânt pahar, împreună cu băutura cerească și după aceea ne împărtășim. Aceasta este atingerea noastră cu ei, unirea noastră cu ei, o împărăție, o cetățenie, o credință, o familie a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan de Kronstadt are o viziune similară. Măreția, sfințenia, puterea de viață făcătoare, extensiunea nemăsurată a înfricoșătoarei jertfe a lui Hristos, ni se dezvăluie din însăși cuprinsul primei părți a liturgiei, proscomidia, în timpul căreia se pregătește materia tainei Euharistiei, pâinea și vinul, sau mielul lui Dumnezeu, agnețul, care se junghe mereu pentru păcatele întregii lumi și ca jertfă de mulțumire pentru toți sfinții. Și toți drept slăvitorii creștini se află acolo sub forma unor părticele miride. După cei vii urmează cei ce au adormit într-o credință și nădejdea învierii, a vieții de vești. Aceasta înseamnă că înfricoșătoarea și a toată lumea, răscumpărătoarea jertfă, se aduce pentru toți, adică ca mijlocire și cerere a milostivirii pentru toți și pentru toate, vii și adormiți, parte bărbătească și femeiască. Cât de mare este jertfa lui Dumnezeu, cât de nemăsurată și vastă, pe câți nu i-a mântuit, câte păcate n-a șters, câte suflete nu le-a făcut vii, le-a noit, le-a sfințit, le-a întărit în lupta cu păcatul, cu ispitele, cu vrăjmașii cei trupești și netrupești, câte suflete nu le-a îndumnezeit, le-a făcut cerești, le-a bine înmirezmat, le-a făcut nestricăcioase, nemuritoare, le-a preamărit. Pentru câte mulțimi nenumărate de sufletele oamenilor ce viețuiesc încă pe pământ sau au murit, nu se aduce ea într-o a face milostiv pe Domnul Dumnezeu, într-o mijlocirea pentru iertarea păcatelor sau pentru buna sporire, sănătatea și mântuirea lor. Oamenii răscumpărați prin sângele său sunt pomeniți la proscomidie sub chipul miridelor scoase din prescuri. Părintele Ioan Buga își amintește că odată pe Sfântul Disc, fiind mulți pomeniți, miridele cele de-a stânga, adică ale celor vii, se uniseră cu cele de-a dreapta, celor adormiți, făcând această observație de formalism liturgic părintelui Galeriu, care, zice el, mi-a răspuns cu adorabilă ironie, eu zic să-i lăsăm împreună, să nu-i despărțim. Pentru că, într-adevăr, cum spunea deja Sfântul Nicolae Velimirovici, aici suntem contemporani cu toții, cu cei adormiți. Părintele Lazar Țabra mi-a povestit odată, pe când viețuiam la schitul Sfântul Lazar, că a mers la Sfântul Munte și discutând acolo cu un ieromonah despre acest subiect al separării miridelor pentru vii și adormiți pe Sfântul Disc, acela a răspuns: Părinte, la Dumnezeu toți sunt vii. În același sens, Ciprian Streza afirma: scoaterea miridelor pentru vii și morți e o modalitate de întâlnire și de împărtășire de Hristos și de sporire în comuniune cu El și cu toți membrii bisericii. Conform Sfântului Simeon al Tesalonicului, acum timpul nu mi-a permis, Sfântul Simeon al Tesalonicului s-a ocupat cel mai mult despre semnificațiile mistice, duhovnicești, ale proscomidiei. Părintele Fundulis, Ioannis Fundulis, unul dintre mari liturgiști ai secolului 20, l-a numit pe acest Sfânt Simeon al Tesalonicului exegetul prin excelență al proscomidiei. Deci, conform Sfântului Simeon al Tesalonicului, când agnețul se preface în timpul dumnezeieștii liturghii în trupul lui Hristos,
Mirida care a fost scoasă pentru cel pomenit și se află lângă Sfânta Pâine, lângă Agneț, se sfințește de grabă. Din pricina aceasta, ea transmite harul dumnezeiesc în sufletul lui, în sufletul celui care a adus și pentru care s-a adus. Așadar, are loc o comuniune duhovnicească a celui pomenit cu Hristos. Vă dați seama ce lucru imens și ce lucru înfricoșător în același timp. De aceea, vedeți, a și spus starețul Leon Optina să nu pui părticele acolo pentru cel care nu e vrednic să intre în această comuniune. Părintele Gheleasie Gheorghe de la Mănăstirea Frăsinei exclamă: Tu însuți, Iisuse, te întrupezi în prescura bisericii, în agnețul jerfelnic al prescurii tu ești prezent. Vedeți, din nou, ești prezent în mod real, încă de la proscomidie. Marea taină a liturghisirii proscomidiei este capacitatea bisericii de a coborî prin prescura ofrandă, prin darul adus altarului, pe însuși mielul jerfelnic. Proscomidia este însăși buna vestire când Maica Domnului, ca Fecioara Creației, primește în sine pe Fiul Dumnezeu și Fiul ia trup de creație. Aceasta este posibil datorită Fecioarei care este aptă să întrupeze pe Dumnezeu. Iar aici, la proscomidie, tot Fecioara Maica Domnului, Biserica, pentru că Biserica e Maica Domnului, echipul Bisericii, este cea care dă trup mielului jerfelnic. Da? Deci la proscomidie, prescura aceea care reprezintă pe Maica Domnului, da? Dă trup mielului jerfelnic, trup de pâine prescură, trupul ființialității bisericii ce liturghisește. Mistic se zice că ziua Bunei Vestiri a fost o conlucrare a creației cu Dumnezeu, în sensul că Fecioara atât de mult și-a deschis ființialitatea sa de creație, încât Dumnezeu s-a întrupat ca într-un vas ales. Iar aici, la proscomidie, biserica este tot Maica Domnului și tot ea este cea care se deschide ca mielul jerfelnic să coboare în prescura ființialitatea bisericii credincioșilor. Într-un interviu, Isehastul de la Frăsinei arăta că în prescură se întrupează Hristos real. Hristos se face agneț, se întrupează, în jurul lui suntem noi, scoatem miridele, ele reprezintă toată lumea, ne întrupăm și noi în miride. Tot Părintele Gheleasie chiar vede agnețul, mielul hristic, ca actualizarea, prelungirea întrupării permanente a Fiului lui Dumnezeu în creația sa. Întrebat pentru ce scoate miride pentru vișii adormiți și în ce mod tainic se iartă păcate celor pomeniți la Sfânta Liturghie, Părintele Stăniloae a răspuns: Cerem preotului să scoate miride sau părticele din prescură pentru vișii adormiți lângă agneț, pentru ca dragostea lui Hristos, cel jertfit Tatălui pentru oameni, să se reverse asupra lor. Sau ca jertfa lui să atragă dragostea Tatălui asupra lor. Această dragoste are în ea și iertarea păcatelor acelora. Și e bine ca să se scoată părticele de multe ori, pentru ca Dumnezeu să vadă căința noastră stăruitoare și dragostea noastră neobosită pentru ei. Pomenirea lor de către preot îndreptată spre Hristos îl face și pe Hristos să-i pomenească în fața Tatălui. Vă dați seama, cutremurătoare, ce cuvinte, ce măreție are proscomidia. Tot Părintele Stăniloae mai nota: Hristos Arhiereul își înfățișează neîncontenit în biserică trupul său jerfelnic Tatălui și odată cu aceasta ne aduce și pe noi împreună cu el jerfă de bună mireazmă Tatălui. Aceasta o arată de altfel și așezarea miridelor pe disc în jurul agnețului. El nu ne jerfește ca obiecte, ci ne atrage la o autojerfire ca subiecte. Prin Hristos jerfă și jerfitor devenim și noi nu numai jerfe, ci și jerfitori sau preoți ai jerfei noastre în acest sens restrâns. Și acum mă apropii de final, doar câteva gânduri de final. Pomenirea de la proscomidie nu e ceva magic. Vedeți, sunt unii oameni care dau pomelnice și prescur la mai multe biserici, dar ei după aceea se duc acasă. Deci vin, fac un tur al orașului dimineața pe la 7, pe la 8, dau pomenice prescurile banii, dar ei nu calcă la Sfânta Liturghie. Ei se duc, se culcă, beau cafeaua, da? Deci ei trebuie să înțeleagă că pomenirea proscomidiei nu e ceva magic. E nevoie de conlucrarea acolo atât a preotului care să facă pomenirea în felul în care am arătat mai înainte, dar și de conlucrarea lui. Adică omul trebuie și el să facă rugăciunea, să fie prezent și la liturghie, să stea și el ca o lumânare acolo la liturghie. Nu gata, el a lăsat pomenicele acolo și hocus pocus s-au rezolvat toate. Da, e un ajutor acolo, dar o pasăre nu zboară cu aripă, o barcă se rotește pe loc doar cu o vâslă.
Deci trebuie să existe o conlucrare, pentru că dacă nu totul intră într-o zonă magicului. Preotul trebuie să te pomenească, dar tu să-ți petreci nopțile la chefuri, la biserică să nu vii, ci să dormi în timpul liturghiei, pe atunci. La întrebarea se poate modifica proscomidia în cultul Bisericii Ortodoxe, ați văzut că am spus la început că acesta a fost rostat, am auzit mai mulți preoți discutând despre acest subiect, anume că, băi, ce bine ar fi să ne întoarcem la vechea proscomidie din trecut, când se punea numai o pâine acolo pe disc și se rezolva totul. Nu ne mai obosem să facem noi proscomidia o jumătate de oră, 3 sferturi de oră, ba mai mult să mai pomenim și câteva ore nume. Deci asta vădește, pe de o parte, ignoranță, pe de altă parte vădește poate comoditate. Da? Pentru că ați văzut, au fost atâtea exemple în materialul de astăzi și încă nu le-am dat pe toate, pentru că așa m-am lungit foarte mult. Aici, în paranteză, chiar vreau să fac după Paști, dacă mi-ajută Dumnezeu, pentru că studiind acest subiect am adunat foarte multe materiale, aș vrea să fac un material mult mai extins, în care să dezvolt unele lucruri care aici le-am lăsat doar așa embrionare. Pentru unii care sunt chiar interesați să aprofundeze acest subiect al proscomidiei, care și așa am văzut cât de măreț și de uluitor poate să fie. Deci cineva l-a întrebat pe părintele profesor Nicolae Necula, care a fost un mare specialist în liturgică în teologia românească, i-a pus această întrebare: oare putem să ne întoarcem la vechea proscomidie în care doar aducem acolo o singură pâine, nu scoatem nicio miridă pentru nimeni? Și el a răspuns așa, a zis: printre propunerile de noire a cultului divin, public ortodox, în acest sens, au existat teologi ortodoxi participanți la cea de-a patra conferință internațională a Facultății de Teologie Ortodoxă de la București, din august 1996, care au propus revenirea la practica din primele secole ale bisericii, când darurile erau aduse, cum am spus așa, direct acolo și în mod simplificat se făcea doar acea fierosire a lor și gata. După ce el face un istoric al proscomidiei, asupra care nu insist acum că e destul de lung, părintele profesor arată că a făcut-o cu scopul de a arăta cât de neîntemeiată este propunerea de a renunța la proscomidia în forma ei actuală și de a reveni la practica primară a bisericii. Prin această propunere se arată totala, continuă el, prin această propunere se arată totala necunoaștere a evoluției ritualului și mai ales a simbolismului proscomidiei. În concluzie, propunerea nu poate fi luată în seamă și în niciun caz aplicată în Biserica Ortodoxă. Ea este lansată doar să șocheze, dar este lipsită de temei și neaplicabilă. Și el aici enumeră din nou multe motive care nu le expun, cum am spus, într-un material ulterior o să le enumăr și pe acelea. El consideră dezvoltarea ritualului proscomidiei drept firească, căci scrie că aceasta s-a dezvoltat ca urmare a evoluției vieții bisericești. Eu acum aici am o opinie nuanțată un pic diferită și eu sunt de acord că proscomidia trebuie să rămână în formatul de acum, dar eu am gândit un pic diferit, anume am zis așa: cred că Dumnezeu a luminat pe unii oameni ai Săi în ce privește adăugarea miridelor pentru vii și adormiți pe disc, pe de o parte pentru a compensa scăderea nevoinței, a rugăciunii, a evlaviei, a credinței, și nu doar ca un înlocuitor pentru Sfânta Împărtășanie, cum presupun unii liturgiști. Cred că toată expunerea de până acum vine în sprijinul afirmației că dezvoltarea ritualului proscomidiei în acest fel a fost binecuvântată sau binevoită de Dumnezeu. Mie nu mi se pare chiar să fi venit într-un firesc, să fie fost o dezvoltare chiar firească, dar pentru că oamenii au slăbit în credință, au devenit tot mai puțin nevoitori, Dumnezeu, din mila Lui pentru rugăciunea unora, a binevoit sau a binecuvântat această adăugire de miride ca un ajutor pentru poporul lui Dumnezeu. Cuvioasa Fotinicea Nouă din Asia Mică, într-unul dintre multele extaze de care a avut parte, a văzut un bărbat cu bună cuvință ce semăna cu un preot, care a spus: fica mea, să dai numele tale, adică ale celor vii și adormiți de pe neamul tău, la preot și să-i dai și ceva pentru osteneala lui, deoarece mult folos primesc sufletele celor pomeniți. Ia minte să nu uiți să dai preotului numele.
Părintele Efrem Filoteitu subliniază că cea mai mare milostenie, cel mai mare bine, este acela care ușurează mai mult decât orice sufletul care se află în cealaltă lume, și anume jertfa mielului dumnezeiesc, ce se săvârșește pe Dumnezeu jertfelnic în timpul liturghiei. Mare este folosul și aceasta deoarece se jertfește mielul cel fără răutate al lui Dumnezeu pentru a-i curăța pe oameni de păcatele lor și a-i dezlega din legătura robiei patimilor. După adormirea lui Gheron Andrei de la Mănăstirea Grigoriu din Muntele Athos, în chilia lui s-au găsit scrisori adresate unor cunoscuți ai săi, în care se poate citi: frate cutare, când vei primi scrisoarea aceasta, eu voi fi murit. De aceea te rog, șterge-mă dintre cei vii și trece-mă la cei morți, să mă pomenești. Îți mulțumesc. E o idee care cred că ar trebui să o reținem, să o aplicăm, să ne pregătim și noi câteva asemenea scrisori, pentru că s-ar putea ca cei pe care ne bazăm să uite să o facă, să le facă dracu o ispită. Iar acum, pentru că, vedeți, eu chiar am cunoscut astfel de persoane care la 7 mănăstiri au plătit să fie pomeniți timp de 7 ani la proscomidie. Și au făcut deja pomelnicul și au lăsat numărul de telefon la câteva persoane din jur. Și au zis așa: atunci când voi muri, să-ți suni acolo la mănăstire, să spui că, uite, pomelnicul pentru cutare persoană care a fost plătit, ca aceea știu despre mine și ca aceea să înceapă să mă pomenească. Mi-e drept să spun, mi se pare o idee foarte bună, pentru că nu știm dacă cei de lângă noi vor face pentru noi ceea ce facem noi. Deci să ne pregătim și noi astfel de scrisori și pomenici, pentru că s-ar putea ca cei pe care ne bazăm să uite să o facă. Aș încheia cu o rugăciune de pomenire a dipticelor de la proscomidie, pe care o citea la fiecare dumnezească liturghie pururea pomenitul părinte duhovnicesc și mitropolit al Hidrei, Ieroteos, rugăciune pe care el a preluat-o de la răposatul său părinte duhovnicesc, părinte Gervasios Paraschevopoulos. Acesta a fost un mare ascet, un mare postitor și un exorcist. Și rugăciunea e foarte scurtă, spune așa: pomenește, Doamne, Sfânta sobornicească și apostolească biserică, de la un capăt al altul al lumii, spre destrămarea schismelor și a ereziilor și pentru biruința ortodoxiei celei nepătate și neprihănite, aleasa ta mireasă. Așadar, acum în final, vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați făcut-o ascultând un material atât de lung și vă cer și eu să duceți o prescură pentru mine pentru a fi pomenit și eu la proscomidie. Amin.